Deci... Hei, bună! Și bine ai venit! Am adus soarele, nu știu, zilele trecute a fost mai înnorat așa. Așa, așa de vrem. Ne v-am găsit. Soare cu soarele. Exact. Psst, psst, incubatorul e bine. Cum e? One, two, different, da. Atenție. Până îți pregătesc eu apa, mergem la podcast. Dar cu un mic tur de academie. Deci aici învață copiii să devină artiști? Da. Îmi place albastru, e culoarea creativității. Mhm. Ce păcat eu mai sunt mică. Vreau și eu la școală așa. Mă, ce cari afară. Mai acoperă puțin ăla de acolo, că se vede alb. Sus la ăla. Atenție, copii. Mm-hmm. Frumos, măi. Eu pot să-mi aduc copilul aici, că stau foarte aproape de voi. Da. Și avem toate instrumentele. Uite, aici, de exemplu, unde e camera Horia, se face canto. Da, normal. Și mai avem pian, chitară, vioară, tobe, teatru pentru copii. Teatrul meu e actriță bună. O așteptăm aici la noi la teatru în cazul ăsta. Perfect. Chiar îmi doream să fie ceva în zonă. Să ne continuăm tur. Acum ajungem în camera magică. Da. Mai toate nu o să-ți vedem dacă e cineva aici. E cineva aici? Domnilor, urmăriți noul hit, Mi-a sărit inima din piept. Da, da, chiar mi-a sărit inima. Mi-a sărit inima din piept. Și nu am niciun regret. Dar tot eu să te aștept. Ce-i concret, e concret. Aoleu, să nu, ăsta ce este pe masa mea? Ăsta ce este pe masa mea? Cred că sunt ale tale, dar nu contează. Doamne, deci să știi că am așa, nu că emoții, sunt super curioasă să văd ce melodie ai pregătit. Absolut, am... Sper să le știu. Am pregătit așa. Cine a pus cârciuma în drum, cine nu a pus cârciuma în drum... Mai degrabă asta. În primul rând, dăm voie să spun bine ai venit la... În spațiul nostru intim. Bine v-am. Dacă vrei apă, dacă... Apă. E ceva pregătit pentru soare? Am auzit că se bea vin aici. Mai târziu, nu? Nu, de obicei orchestra bea prima de dimineață. Da. Sunt praf când începem podcastul și după aceea venim și noi. Păi deci asta vreau să știi. Eu am mâncat înainte să vin, deși mi-ai spus să nu vin... Nu sunt sătulă. Am mâncat doar așa, un pic. Ia spune, ce ai mâncat așa un pic? Păi ca să înțelegi de ce am mâncat ce am mâncat. Așa. Mi-ai zis că o să mă servești cu vin. Da. Eu, după un pahar de vin, mai bine nu sunt filmată. Așa, așa că am zis, hai să mănânc ceva cu ulei. Și am mâncat acolo, grăsime, să rezist aici. Ce fac cu ulei? Și că am luat un floriol și am dat pe gât. Spune-mi o chestie. Ai evenimente reprobabile în viața ta vis-a-vis de consumul vin? De alcool? Nu, dar sunt foarte simpatică după și cred că nu duce podcastul ăsta. Dar nu, asta îmi interesează. Pentru început, pentru că știu că pasiunea ta este Prosecco. Ah, vai, Doamne, dar de unde ai știut? For he's a jolly good fellow. La mulți ani! La mulți ani! Anul ăsta împlinești o vârstă frumoasă. Așa este. 23 de ani. Dar de unde ai știut asta? Mi-a spus să fii mea. E, vezi, prietena mea. Ăsta a fost puțin băgat în frigider. Foarte bun. E bine, lasă că să totuși, protejăm și noi vocea. Uite ce idee bună. Asta mi-aduc aminte de mult, apropo, chestia asta. Mă duc undeva. Ce faci? Dăm puțin ulei ca să nu mă îmbăt. Foarte bună asta. Da. Aș vrea să-ți spun că... Ți-a fost dor de mine, știi? Mi-a fost dor de tine. Am vrut să te întâmpin cu altă regie. Ha? Mult mai stufoasă, mult mai bidimensională. Deci. Dar am zis nu, domnule. Nu. Începând de când intră sore, de atunci iese nebunia.
Da. Tu, drăguț, ar trebui să lucrăm împreună. Mă complimentez frumos. Da. E foarte simplu ceea ce spun, dragii mei. Astăzi, Sore, poate nu știți, și vreau să fiți atenți la ce spun. Sore este actriță. Oh. Oho, de când? Dansatoare. Oh. Oh. Nu se leșinați, da? Cântăreasă! Patinatoare! Da, asta e, da, cea mai nouă. Mamă! Cea mai bună. Și scorpion. Aici, da? A, cu atâta, adică știi cum e, lucrăm cu materialul clientului. Nu, n-avem ce face. Ala, asta n-ai nicio contribuție. Nu, n-am. Și mai am și ascendent în săgetător. Și scorpion și săgetător, mama berbec, tata leu. Adică... Și copilul berbec, copilul meu berbec, deci sunt înconjurat. Erin berbeacă? Da. Era un trip berberi, crezi că erau toți berbeci? Ha, 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 o glumă, prima glumă asta. Mulțumesc. Perfect. Am o echipă care e trup și suflet, nici nu trebuie să le fac semn și imediat. Perfect. Dar știi ce aș vrea și eu ca și spectator, de fapt telespectator al acestui podcast? Aș vrea să-ți văd echipa mai des în imagini. Sunt foarte mulți și sunt foarte frumoși. Da, Vezi, da. Deci să ți prezint, dați-mi voi să dăm voi. Gânditor, li se spune, viorist, componist, pianist, este Marius, văduva din Târgoviște. În stânga acolo, undeva cu ochelari de ochelari de soare, este vorba de Cristi Crețu, compozitor, chitarist, vocal, bodybuilding, profesionist, are un câine Rocco. Am bun. În spate, Valley, Frankie Valley, Vali Săroi, este tobar și din când în când, pentru a-mi atrage atenția, mi-aruncă bețe în cap. Dar asta nu-i... În spatele lui este vorba de Ferdy, Nam-Nam, este un indian. I know Ferdy. Cristi Furdy. Acolo mai în spate este Andrei, sound director, engineer. Acolo, ăla-i grecu, nu vorbește română. Iar în dreapta aici este... Cine? Jesus Christ, superstar! Este Octavian, care va fi tătic peste câteva luni. Felicitări! Da, că i-a căzut și pălăria. Perfect! Îmi pare bine să vă cunosc și să vă revăd. Iată, această echipă, toată echipa este pregătită pentru tine. Doamne, nu mai spune, dar este o persoană emotivă, mie îmi tremură picioarele. Asta e ideea. Așa e. Dacă ești emotiv, înseamnă că ai suflet, înseamnă că ai inimă. Cei care vin rece aici, eu cred că nu își au locul lângă noi. Sau își au locul pentru că noi o să-i topim de-a dreptul. Am niște texte mine... Da. Considerabile. Le notez. Le-am folosit în prima parte a vieții mele, când eram... Holtei. Holtei. Doamne și domnule, pe scenă Holtei Horia Brânciu. Dacă ar fi asta o scenă... Da. Și dacă acum ai intra... Așa cum ai făcut-o. Mm-hmm. Dar toată lumea așteaptă să uită în gura ta. Ia, ce zice? Ce îi zice primul lucru pe care l-ai scoate? Primul lucru pe care l-ai gândit, astfel încât să captezi tot auditoriul. Ce spun de fiecare dată când intru pe scenă? Bună seara și bine v-am găsit! Foarte surprinzător, știu. De obicei. Ei sunt un public okay, de muzică de cameră, îmi cer mii de scuze. Bine, atunci pot să vă spun bună seara, mă numesc Sorina Cătălina Mihalache, am 14 ani de pian și am studiat la Liceul Mihai Viteazul din București, matematică informatică. Yes! De ce să pierdem timpul, doamne și domnilor, prima dată? Du-te și ocupă locul la pian. Du-te de acolo. Doamne și domnilor, de ce să pierdem timpul? După 14 ani de muncă, iată acum, în concert, direct, la lucruri simple. Every time I try to fly, I fall without moving. I feel so small. Yes, I need you, baby. Every time I see you in my dreams, I see your face. You're haunting me. And yes, I need you, baby. Aplauze pentru Sore în primul ei concert după o lipsă formidabilă. Doamne, tremură mâinile. Eu n-am cântat în public la pian, ești nebun.
Eu nu știu cum se cântă, mai ales când au început și băieții să cânte în spate, zic, alo, n-avem metronom, n-avem alea. Ei se concentrează numai și numai la tine. Aplauze pentru Soare! Bravo, mulțumesc! Sper că n-am jignit familia de pianiști care mi-ar putea urmări. Nu ai jignit pe nimeni, chiar mă bucur foarte mult, pentru că tu nu ești pentru prima dată. Știi, e un paradox aici. Da. Tu te-ai așezat la pian și îmi spui că niciodată n-ai cântat la pian voce în fața... Oamenilor, nu. O singură dată la Baia Mare, la un concert, unde la fel nu mai știu ce s-a întâmplat, parcă mi s-a șters toată amintirea. Serios. Nu pot să cred. Da, De ce se întâmplă asta atât de rar? Nu știu, pentru că eu sunt perfecționistă și dacă nu fac ceva cât se poate de... nu știu, aprecierea mea, nivelul meu de apreciere unde zic eu că ar fi ok de prezentat oamenilor, nu vreau să se vadă. Tu ai o experiență foarte mare de televiziune, în primul rând. Da, destul de. Dacă stau bine să mă gândesc, ai apucat să ajungi la televiziune înainte, de exemplu, decât mine, păstrând proporțiile. Adică eu am ajuns prima dată pe televizor la 20 de ani. Am tu, înțeles. La 10 ani, la 10 ani, da. La 10 ani, Soare, era pe televizor. Mamă. Lângă ea, în dreapta, un tip care pe vremea respectivă era prezentator / și acum e comentator sportiv din când în când, să intre pe ușă, glumesc. Ce, dragă, ce, dacă ar fi intrat pe ușă, care e problema? Nu, dar ziceam, unde suntem aici? La surprize, surprize. Da, da, da. Cosmin Cernat. Da. Cosmin Cernat. Deci imaginați-vă. Eu aveam 1,20 practic înălțime. Deci pe practic, vremea stai că nu știu. Ah. La vremea respectivă. Cosmin Cernat? Yeah. Soare Mihalache. Da. Deci asta era proporția. No! Între timp a crescut, iartă-mă. Da, ei bine, da, da. Și atunci, Soare a cântat o melodie. Știți despre ce melodie este vorba? Un repertoriu și un gen pe care niciodată Soare nu l-a mai urmat după aceea. Așa e. Ce ciudat și ce greșeală poate. A, nu cred, nu te cred. Nu te cred! Vai de mine, poți să-mi pun căștile? Da, băi, e perfecțion. Special făcute pentru tine. Doamne, Natalia Oreiro, cambiu de lor. Cânta la 10 ani, la Ploaia Steluțelor, a noastră Soare, Natalia Oreiro, după un biscuit celebru. Exact. Ce bun. Deci fii atent, tot nu-i așa. Deci tu n-ai mai cântat, de când n-ai mai cântat latino? De atunci. Ce să zic? În viața mea am cântat o singură dată latino. Restul l-am făcut la Mino. Atenție! Opriți-mă! Stai, bari, stai! Atenție! Deci fii atent, îți dăm cu ritm cu tot. Da, poți stai. Sunt aia surdă dintre noi. Dă-mi un pic mai tare în cască, nu vocea neapărat, cât pe băieții noștri talentați. De acolo, perfect. Așa mă, s-aud. Pe băieții noștri talentați, care sunt ei ca niște frăți. Ia să vă! Cambio dolor! Esta! Un libertad! Amoros! Doamne! Aplauze din partea întregii echipe Cambio Dolor! Ce frumusețe de melodie! Nu, îmi cer scuze, ei știu română, ei sunt din Ardeal toți și nu știu ce înseamnă Cambio Dolor. Vă va explica Soare, Cambio Dolor. Schimb durerea cu altceva. Uite cum pahar de prosecco, Doamne, ajută-mi cinstea ta! Păi, nu? Păi da! Noi, ideea este că de fiecare dată când aflu ceva, că se întâmplă cu invitatul meu, că îi place un lucru, că îi place, nu știu, că e îndrăgostit de un băiat. Să intre băiatul! Doamne, arată-mi-l! Și n-am băut deloc prea mult... Am auzit că stăm vreo 3 ore. E timp. Băi, aici în sala asta se află foarte mulți băieți care au trimit like-uri și ți-au dat multe inimioare pe posturile tale. Alea în care cântam, sunt convinsă. Nu. Alea în care notai. Dar păi normal. Deci Cambio Dolor este... Iartă-mă că te deranjez cu nu, întrebarea asta. Nu, cu nimic, asta. De ce nu mai facem cu o chestie de genul ăsta? De ce ne frică nouă să facem latino? Să cântăm latino?
Nu. N-am zis reggaeton, am zis latino. Da, știu ce zici. Nu, într-adevăr, nu m-am gândit, sinceră, să fiu nu, să m-am fac... gândit, mă. Da, nu m-am gândit să fac latino până în momentul ăsta. Iartă-mă, dar pronunția ta e bună și cred că Feli, profesoara noastră de spaniolă, hola Feli, da, hola Feli, da, 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 știu, știu istoricul. E ce, fata asta e... Eu am învățat la telenovele, nu în Spania direct. Eu m-am uitat, stăteam cu mama în fiecare seară după școală și ne uitam la telenovele și așa am învățat. Fii atentă. Există o legătură dintre telenovelele tale urmărite în copilărie, da, și parcursul tău ulterior la seriale? Poate doar fără să-mi dau seama, poate subconștient. În subconștient. Adică ai vrut să... Tu ai fost la un casting prima dată? Pentru Pariu cu viața. Pariu cu viața, prima experiență din 2011. A fost foarte interesant pentru că nu aveam în plan. Eu am terminat facultatea de regie de film. Deci eu sunt regizor cu acte în regulă. Și am ajuns să fac actorie pentru că am vrut să înțeleg actorul, să știu cum să-i explic ceea ce vreau eu ca el să joace. Să știu să vorbesc. E mai mult ca un fel de terapie. Chiar asta a fost un fel de terapie, cursul de actorie, ca să pot să înțeleg limbajul pe care actorul va înțelege și pe care îl va percepe. Și am făcut cursul și băieții cu care am lucrat, pe care de altfel îi și cunoști, Alexandru Papadopol, Dragoș Bucur și Dorian Băguță, ei mi-au spus, măi, nu vrei tu să încerci să, nu știu, dai o probă undeva? Și zic, unde îți dau probe? Păi, nu știu, faci și tu un CV și zic, și ce să scriu în el? Că n-am ce să scriu, pot să scriu doar ce școală am terminat, atâta. Păi și-l trimis tu, vezi tu, când apar oferte, e important să te duci să faci acest exercițiu. Și prima... oferta a fost asta de la Pariu cu viața. Am găsit-o pe internet, pe Google. Am scris casting proiect TV. Nu cred. Pe cuvântul meu de onoare. Nu, nu, nu înțeleg. Deci eu acum, dacă mă duc pe Google și zic casting proiect TV și, de exemplu, se face un serial undeva în România, îmi trimit CV-ul, s-ar putea să am același noroc ca tine? De ce nu? Eu așa am procedat. Deci ăsta a fost norocul tău ca să intri în, să zic așa, big league, în fața ecranilor pe televizoarele. Da, practic mi-am trimis poza, că altceva n-aveam ce să zic sub ea. Așa? Și m-au sunat, am fost una dintre cele 20.000 de persoane sunate. 20.000, fără exagerare. 20.000. Și mi-au spus în cele, nu știu, 5 zile de casting câte aveam, în care zi trebuia să vin și ce trebuia să pregătesc. Trebuia să pregătesc un monolog și o melodie. La melodie m-am descurcat, am cântat-o pe aia pe care ți-am cântat-o și ție. Cu pianul, cu tot. Soria, tu te-ai fi descurcat la monolog și melodie, dar poza nu te-ar fi ajutat. Da, o să mă gândesc de bonusul de Paște. Da. O să-ți trimit o sticlă goală de vin. Iar ei, după ce te-au văzut cântând Cambio Dolor, te-ai și mișcat, bănesc. Nu Cambio Dolor, melodia cu pianul pe care am cântat-o la începutul podcastului. Pe aceea am cântat-o. Cu aia am impresionat. Da, sau. Cambio Dolor? Da, fii atent aici. Dacă băgai Cambio Dolor... Da. Stop, spuse regizorul. Nu mai facem Pariu cu viața, facem Evita. Evita. Ei, uite, paranteză aici, funny fact. Natalia Oreiro, cea care și cântă Cambio Dolor, abia ce a lansat un serial Evita, în care ea joacă rolul Evitei. Vezi, nimic nu este întâmplător sau tu ai citit foarte multe. Poți să spun Madonna? A, așa. Asta mi se pare un lucru formidabil, exact punctul care ți-a schimbat destinul și cred că ăsta e punctul care ți-a schimbat destinul. Mi se pare extraordinar. Crezi că în zilele noastre cineva mai are noroc să găsească, uite acolo un job, să aplici și să iei jobul visurilor tale? Cu siguranță. Știi cum este teama asta de necunoscut? Cum și eu aș fi putut spune, dar de ce să mă duc să dau un casting și să nu-l iau? Că eșecul este greu de suportat, nu știu, pentru o persoană ambițioasă cum sunt eu de fel, nu prea îmi place să pierd, dar am învățat să și pierd. Dar despre asta e vorba, să încerci marea cu degetul. Că nu știi niciodată cercurile acelea concentrice, unde duc? Vom vorbi mai târziu și despre norocul pe care putem să-l avem și în viață, dar și în job, dar și în relațiile pe care o avem cu ceilalți. De exemplu, ai o relație formidabilă cu artiștii și asta e foarte bine. Da, în special cu cel mai talentat, Horia Brânci. Cam târziu. Cam târziu reacția, cam târzie. Aș vrea imediat. Și puteți să adugați și... ălea cu... Eu nu știu să fluieră. Stai că... Îl am eu pe telefon. Știi, pot să dau un din ăla cu aplauze, să-l avem aici lângă. Da, muzică! Stai că... Asta e. Yeah, baby! Nu. Asta e pentru... Pentru... Pentru pozele mele de la pentru mare. Pentru pozele lui Soare. Fii de aici. Chestia asta cu pariu cu viața te-a...
te-a găsit pregătită oarecum. Pentru că tu, în prealabil, ai avut niște experiențe muzicale. Da. Bun. Fii atent aici. Ai trecut printr-o trupă, după câte știu eu, care n-are nicio legătură cu Hello Dolly, dar tu ai trecut printr-o trupă numită Dolly. Nu, Dolly. Da, era Dolly. De la București, din Berceni, Dolly. Dolly, da. Bun, fii atent aici. Pentru că mie, la Brașov, da, mi se spunea Tarzan. Nu cred așa ceva. Ba da? Ce, ți se pare deplasat? Vai, scuză-mă. Eram blond, pletos, cu trupul de fildeș. L-am descris pe Tarzan. E bine, tu ai lansat o piesă cu trupa Dolly, Tarzan, care s-a numit Hey Tarzan, Tarzan. Da. Nu trecem mai departe în discuția noastră decât dacă îmi spui refrenul acestei melodii, Tarzan, Tarzan. Desigur, aș putea, dar pot să mai fac o mică notiță? Zi. Eu sunt peltică și sâsâită. Când eram mică, era mult mai evidentă treaba asta. Și prima strofă cântată de mine, de altfel, așa, spune, citez: toată vara mă distrez, plec cu Tarzan la mare. Doar că eu, mergând cu tata la înregistrare, am zis: toată vara mă distrez, plec cu tata la mare. Și așa a rămas. Adevărul e că acum, privind în trecut, aveam câți ani? Aveam 12 ani, 13 ani. Cum să pleci cu Tarzan la mare, măi, fată? Du-te cu taică tu. Nu? Iubita mea, dar acum mi se pare foarte normal. De exemplu, dacă eu ar fi iubitul tău, da, toată vara mă distrez, plec cu Horia la mare. Adică e Tarzan, Horia, sunt două silabe acolo. Acum am 33 de ani aproape, de atunci aveam 12. La mulți ani. Hai, da. Doamne! Hai! Da. Plec cu Tarzan la mare. Mm-hmm. Când eram la emisiunile de copii, apropo de asta, și eu am făcut George of the Jungle. Serios? Iar după aceea, undeva prin 2002, la Antena 1, mi s-a spus: nu vrei să facem Bad Rock în... Asta înseamnă Familia Flintstone? Exact. Și m-am îmbrăcat. De ce râzi, mă? Gata, știu momentul. Era el matinal. Exact, matinal și eram în... adică eram într-o... Erai Fred Flintstone. Ia. Yeah. Da. Da. Cu părul și... blond șuvițat. Și Nicoleta Luciu... bravo! Cu osul în loc de microfon. Da, băi, vezi. Memorie bună. Scuze-mă, tu m-ai urmărit când erai mai... Ce înțeles? De ce nu mi-ai spus? Altfel, nu? Alte piese pregătite. Pentru că m-ai urmărit, eu să știi că îți răsplătesc urmărirea. Aceasta este Halumi. Doamne, Doamne, să-ți dea Dumnezeu sănătate ție și familiei tale. Auzi, mă, iubire, ai cunoscut-o pe Andreea, fata mea cea mare? Ea este fata mea cea mare. E sură de care ți-am zis. Sunt foarte încântată. GoPro-ul ăsta. Da, GoPro, nu contează. GoPro s-a închis, că nu mai vreau să vadă. Halumi este una dintre mâncărurile mele preferate. N-am știut deloc. Măi, aici, cine vă face research aici? Doamne și domnilor, ca orice familie Flintstone, bineînțeles că acum mâncăm halumi. Să ne audă spuma lumii. Deci vreau să sparg gheața. Te rog. Și să o pui în paharul de prosecco care e încălzit, nu? Vreau deja, pentru că avem atât de puțin timp la dispoziție și atât de vorbit, încât eu o să-mi pregătesc aici două pahare în care o să deschid. Avem mai bine și altceva. Deci deja încep să mă bâlbi. Fii atent, 3 ore cât mă ții aici. Vorbeai adineauri despre peltic. Da. Nu simt prins, deloc. Nu? Fac eforturi mari. Da. Nu cred. Ba da. Acum când vorbești cu mine? Deci când mă uit la tine, fața ta este relaxată. Dar nu trebuie să fii stresat. Asta e! Asta e, nu! Nu trebuie. Noi suntem toți... Noi avem alte defecte. Dacă le-aș putea spune defecte, nu poți, da? Noi suntem puțin... Noi suntem puțin luați, cum zicea Moțu, știi? Asta suntem cu noi. Copii, dacă eu v-aș da o temă, ca să nu stați degeaba, și melodie pentru halumi, ce ați propune? Ia, yeah, Marius. Ce bun! Nu, dar mi se pare o piesă foarte de generoasă succes pentru halumi. Nu știu dacă la fel se pune problema și pentru vin. Mamă, mamă, totul zici că este regizat, dar nu e. Nu e realizat. Deci eu aș vrea să sper să fie... Domeniile Cuza, scuză-mă. Cuza este colegul meu de la... cum se cheamă? Te cunosc de undeva? Da, mă! Da. Nu!
Cum să nu? Acolo sunt acum. Cuza e colegul tău din altă echipă. Din altă echipă, dar suntem acolo, în același platou. Cuza e colegul tău din altă echipă? Păi eu știu lucrul ăsta. Pentru că iubita ta colegă este Emma. Doamne, draga de ea. Zim despre Emma. Eu nu știu pe Emma. N-am vorbit. N-ai cunoscut-o? Ba da, că am fost pe la radio, dar n-am cunoscut-o prea bine. Are ceva voce? Are? Emma este, nu că are voce, Emma este mega talentată. Mega talentată și cel mai tare îmi place modestia ei. Este un om cu atâta experiență de scenă, în sensul, nu cum am eu de 20 de ani de când fac asta, ci este un om care în ultimii ani a cântat atât de mult și s-a dezvoltat mai mult autodidact, știi? Și e foarte talentată, muncitoare. Nu știu, eu mă consider super norocoasă că am ca și colegă de echipă. Eu nu am fost obișnuită să fiu într-o echipă, decât în Pariu cu Viața acum foarte mult timp. Dar de atunci și până acum, în toată cariera solo, am fost solo. Și să împart scena cu o fată de bună e super. Dar stai puțin, tu ai făcut mai multe duete de-a lungul vieții tale. Niciodată, de fapt, o singură dată cu Feli, da. Da. Care mi-e și prietenă. E cumva altfel, noi familie. Ne-am construit relația altfel. Dragă, vrei să facem o chestie? Da, în familie. Vreau să servești asta și, sigur. În primul rând, vreau să guși puțin ăsta. Aoleo. Iartă-mă, dar vreau să... Bine. Doamne, cât de bun! When lights go down, I see no reason. Asta este o melodie pe care trebuie să o știu? Nu, asta e o piesă pe care mi-a venit după ce te-am auzit. O melodie, când nu erai tu. Apropo, vedeți că sore s-a născut în 1989. Ea este sore Revolution. În 3 noiembrie s-a născut sore. Știi că ești între fii mea și frate meu. Fii mea cea mică născută pe 1 noiembrie și fratele meu pe 11 noiembrie. Deci înțelegi bine această specie. Bine, sunt specie. Urmăriți filmul Specii. Deci eu vreau să gust... A, trebuie să tai? Niciodată, până acum n-am folosit cuțitul. Am fost barbar până acum și am folosit cu mâna. Păi, ai început bine, mi-ai ținut scaunul acum și cu cuțitul. Da, da, da. Da. De ce te atrage pe tine bucătăria asta mai cu cuvinte orientale? Nu știu să spun. Sunt pasionată atunci când gătesc, că eu nu prea așa am specializată, no. Dar gătesc niște lucruri. Tu gătești? Nu mult, dar bun. Ce? Paste, în general, toate soiurile de paste, fără carne, ori cu creveți, ori cu legume... Cât mai, să zic așa, light, dar foarte gustoase. Și asiatic. Asiatic. Da. Iar în ceea ce privește halloumi, este una dintre plăcerile nevinovate, pentru că încerc să evit cât pot de mult carnea. Iar halloumi, cumva, nu știu, cel puțin ca și textură, îmi satisface plăcerea asta. Lasă, nu-ți place carnea. Du porcul ăla la loc. Mănânc. Nu, am pus la rotisor un porc așa, un porcușor de lapte. Duceți-l. Mănânc carne, nu sunt vegetarian. Am fost ani de zile, dar încerc totuși să evit. Că nu mă simt bine, nu e dintr-un alt considerent. Vreau să te întreb dacă știi că m-am îndrăgostit eu de tine. Nici nu știam că te-ai îndrăgostit, punct. Da, când? Și m-am îndrăgostit de tine. De tine. Și m-am îndrăgostit de tine. De tine. Eu m-am îndrăgostit de tine, draga mea. Atunci când tu, pe nepusă masă, ai apărut în viața mea. Te rog, fapa lângă tine chiar rece de la gheață. Să dăm cu revenel. De departe este un stil care eu cred că te prinde. Ai fost senzațional, pentru că asta e una dintre calitățile tale. Adică sunt foarte multe persoane care apar și se filmează acum cu TikTok-uri și cu toate. Cântă, zâmbesc, arată și arată și încordează corzile vocale. Dar tu ai trecut sticla absolut ca și când n-ar fi. Și ai cântat piesa asta și am zis, bă, ce-i fată mișto. Adică am fost de multe ori la Londra. Dar niciodată nu mi-a trecut, băi,
Stai, că fata asta s-a dus cu un băiat. Da, cu Iulian Moga. El a avut această idee. Dar el a filmat, nu era el în... A, da, el a filmat, bineînțeles. A, deci ați luat încă un băiat. Da, și mai aveam încă o fată cu noi. Care machia. Uh-huh. Și el filma. Da. Bă, Iuliane, mă! El filma cu camera așa? Tocmai asta a fost ideea, pentru că dai seama, pe străzi din Londra și așa, trebuie aprobare să faci un clip. Nu cred. Și noi am mers cu o cameră cu care acum am face poze, cum ar veni. Adică o cameră de mână, nimic profi. Și totul a fost făcut exact ca pe stilul de vlog, care la vremea respectivă cred că abia vlog debuta. Da, 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 da. Și asta a fost interesant atunci. Da. Senzațional. Deci asta, băi, dacă, uite, vreau să zic, mă, faci un exercițiu de imaginație. Da. Mâine faci o piesă, iei un regizor care ia o cameră și unde îi face clipul? În ce parte a lumii? În același stil ca la... În același stil. Cu iubire, cu dragoste, cu... Am două variante, așa, care îmi vin acum în minte. Una ar fi în Scoția. Scoția. Și cealaltă ar fi în Japonia, în Tokyo. De ce Tokyo? Că n-am fost și vreau să merg. Ah, ok. Despre Scotland. Imediat vă spun de ce vrea ea în Scotland. Dar până atunci... Știi deja? Când nu sunt fraier, eu sunt informat. Iar acum, doamne și domnilor, pregătim... Melodia lui George Michael, Different Corner. Nu, nu. Altă. Băi, numai melodii de-astea. Numai referințe culturale. Acest muzeu al țăranului român. Dar eu apreciez că mi-a dat versurile de la piesa mea. Să nu cumva să fi uitat ce-am cântat. Uiți ceva. Vezi că am pus acolo. Vezi că eu fac așa. Deci... Ai zis că... da, ne-ai și împărțit. Bine. Păi da, mă, am împărțit piesa ta. Cum? Atenție. Brrr, boi, 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 boi. Eu aș face boi, boi, blanca, bă. Brrr, boi, 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 boi. What you now, she put you down, Rihanna, rum, bam. Nu mi-e asta deloc. Vrei, hai că zic. Ia zi, 1, 2, 1. Brrr, boy, 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 watch it now, she put you down, la Rihanna, rum, pa, pa, pam, pam. Brrr, boy, 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 watch it now, she put you down, Rihanna, pam, pam. Păi numai velea poate să fac asta, vine. Hai, băi, hai că pot și eu. One more time, see? Trei de boy. Trei de boy. Trei de boy. 1, 2, 1, 2, 3. Boy, 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 watch it now, she put you down, Rihanna, Rihanna, pam, pam. Brrr, boy, 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 watch it now, she put you down, like Rihanna, pam, pam. Different means so special, independent woman, not correction. No correction. No love and affection. The only one I want of intervention is true. I don't need you to tell me what to do. From the rest of the world, from the rest of the world, I'm so different. From the rest of the world, I wanna change the world, I wanna change the world that I live in. Oh, 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 oh. Come on, say. Put your trust in me, be happy that you met me. I'm a special girl and I'm not faking it. Yeah. I'm on the right, yeah. Every day and night, yeah. Pleasure and desire. The rest of the world. I wanna change the world. I wanna change the world. Yes, I'm different.
different from the rest of the world tonight. Bravo, bravo! Ce frumos! Brr, boy, boy, boy! Asta e, eu făceam de patru ori, exact. Boy, boy, boy. Și e watching now she puts you down. Watching now she puts you down! Aia e! Brr, boy, 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 watching now she puts you down, Rani, Iana, pam, pam! Auzi, dar de unde, cine a făcut asta? Pam, 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 Alex Velea. Și textul și vocea și tot, el e acolo. A, da? Da, nu știam. Da. Nu seamănă cu Velea, vocea aia. E Velea de atunci. E altă abordare. Era pe alte influențe. Acum? Atunci era ce? Era reggaetonul? Nu. Nu? Nu, nu. Ce? Era mai sărac atunci. Era mai sărac atunci. La ce te referi? Sărac sufletește, probabil. Între timp, we are family. I got all my sisters with me. Aș vrea să mă bucur foarte mult de această întâlnire. Și eu. Am așteptat mult timp să mă suni. Ți-a luat mult timp. A, mi-ai dat să beau, na. Să bem în continuare, să scoatem toate... Să știi că aș vrea să nu se tragă concluzii pripite vis-a-vis de această interpretare. Noi acum ne simțim bine, nu suntem în sub nicio formă de ebrietate. Doar că In Vino Veritas are câteva calități. Această sintagmă este foarte bună. Da, da. Și plus că dacă nu ne-am mai văzut de câteva cât luni de la ultimul meci de tenis pe care l-am jucat și la care m-ai bătut... Chiar nu mi-aduc aminte... Da. Nu mi-aduc aminte ce s-a întâmplat. Țin minte clar că am auzit câteva țipete de partea celorlalte filiere pe care nu știu, cred că era de la cum cade mingea și scrâșnește mingea. Așa se întâmplă la tenis. Trece mingea peste fizeu, face... Hai mă, să știi că spre deosebire de toate fetele pe care le-am mai văzut jucând, eu nu ignesc. Eu doar dacă mă supăr mai țip așa. Vom vedea imediat ce se întâmplă cu Sore când joacă tenis. Stați aproape! Asta am învățat-o de la... Era un tip, Sorin Ovidiu Bălan. Mm-hmm. Știi personajul? Da. Era la antenă. Rămâneți aproape! Chiar acum vine break news! Dar de fiecare dată ziceai că te ceartă rău de tot pe tine. Dacă nu stai aproape, trimit oamenii la tine. Dar asta e altă situație. Vreau să te întreb, apropo de televiziune, în perioada Lala Band. Da. Eu cred că a fost una dintre cele mai prolifice perioade muzicale pentru tine. În același timp, nu pot să nu o asemăn cu școala vedetelor. A fost un fel de școală a vedetelor. De noastră, da. De voastră. E. Vreau să-mi spui sincer, dar sincer, cam cum sunau declarațiile de dragoste în perioada Lala Band care veneau la tine? Atenție, Sore pe vremea aceea, dragi urmăritori, era o tipă care avea tot timpul părul sus, creață, tot felul de frizuri. Rebelă. Acum ești la casa ta cu dorințe de... Te înțeleg, discutăm imediat chestia asta. Nu, drag, acum ești rebelă în... Nu mai sunt rebelă în port. Sunt rebelă în suflet. O întrebare sar de una la alta, iartă-mă. Da. Așa e la podcastul ăsta. Cu ce zodie te armonizezi perfect? Păi o să te anunț. Că vreau să adaug un anunț pentru toți cei care sunt născuți în zodia X. Să trimită CV-ul. Cine știe, mă? Dacă tu ai fost cunoscută național printr-un casting, poate și ei ajung în inima ta tot printr-un casting. Da. Cum v-ați cunoscut? O să vă întreb interviu. Printr-un casting. Da, noi să lăsăm soarta să facă lucrurile. Absolut. Astea. Deci spunem, zim despre perioada aia, mi se pare formidabilă. E ca și când ați avut o familie muzicală care... Făcea filme, făcea concerte. Da, viața noastră, dar mă rog, viața mea la momentul respectiv se învârtea exclusiv în jurul proiectului Pariu cu viața. Pentru că, da, Pariu cu viața însemna serialul, pentru care filmam de luni până vineri aproape toată ziua. Nu cred. Iar de vineri până duminică noapte plecam în turneu cu trupa Lala Band din Pariu cu viața. Așa că nu aveam timp să fac absolut nimic. La mine în frigider aveam o cremă de brânză care de cel mai multe ori expira și apă, atât, pentru că ajungeam acasă... Nu era deloc halumi? Nu aveam halumi, nu aveam paste, nu aveam nimic, ce să mai... Nu. Dar a fost o perioadă foarte frumoasă, foarte frumoasă, în sensul că n-aș schimba absolut deloc nimic din viața mea oricum, dar în special din perioada aceea. Ce am învățat eu cel mai tare din proiectul ăsta
odată că a fost lucru în echipă, care e foarte important. Eu sunt o persoană nebunită după control și îmi place să am grijă de toate lucrurile, să le fac, să le coordonez, să. Dar în perioada aceea am învățat că poți să evoluezi bazându-te și pe cei din jur. Bravo! Foarte important. Și am mai învățat că oricine este de înlocuit, indiferent de talent și de, nu știu, ce steam frunte ai, oricine este de înlocuit, mereu poate apărea cineva la fel de bun, mai puțin bun, dar mai muncitor, dar mai puțin talentat. Ce vrei să spui că... Mai talentat, dar mai puțin... Ideea e că oricine... Oricine poate să prezinte podcastul ăsta? La asta te referi? Tu ți-ai făcut podcastul tău, poartă numele tău, n-are cum să fie prezentat de nimeni altcineva și, într-adevăr, tu ești unic și eu sunt unică, dar la fel de bine, probabil mai sunt alții ca noi pe strada următoare. Îmi place foarte mult transparența ta și, într-adevăr, nimeni nu-i de neînlocuit. Există, într-adevăr, uite și filmele astea care se fac în ultima vreme, de tip Elvis, au găsit un tip care să și semene, care să aibă și timbrul lui. Adică să fie și interesant. Ia, să fie și interesant, da. Și să aibă și... Și se transmite imediat empatia de la Elvis către el, nu-i așa? Da. Dar uite, de exemplu, cum a făcut și Jamie Foxx în Ray. Adică, acolo, apropo de sunet și de regia, regizorul din tine, acolo sunt niște lucruri foarte interesante la granița între priză, adică vocea lui Jamie Foxx, exact. Și câteva crâmpe din vocea lui Ray. Eu pot să fac Ray. Mă rog, ce nu pot să fac eu. Adică eu pot să fac... Nu am încercat niciodată? Bine, nu. Adică sunt perfect de acord cu tine că au fost oameni în istorie care cu siguranță nu te vor mai renaște. Inevitabil. Inevitabil. Pentru că niciodată, știu eu, aș vrea să revină un rock and roll pe piață, aș vrea să revină o muzică de asta de bebop pe piață din nou, un Ray Charles, dar din păcate lucrurile se îndreaptă către altă direcție și nu știu dacă ne vom întâlni. Da, chiar că din păcate, da. Ce cântai atunci? Dacă tu filmai 5 zile pe săptămână, te duceai în weekend în concerte. Și da. În concerte, care era punctul forte? Ce cântam în concerte? Aveam, mă rog, multe melodii în cuplu, pentru că toți aveam cuplu din serial, aveam povești de iubire pe care le de pe sticlă le puneam pe scenă. Să nu spui că după la final te sărutai cu cel cu care erai. Întâmplător, eu chiar formam o pereche cu acel băiat. Real, nu doar în serial. Am urcat muzică de dragoste, îmi cer scuze. Aici. Aici că vorbim despre isto. Frumoase viori. Spune, ei, cum îl acest podcast nicăieri. Așa. Cum îl chema pe el? Rafa. A fost colegul meu de platou și am avut o frumoasă poveste de dragoste, un an jumate sau doi, sau ceva de genul ăsta. Foarte ok, nu, nicio problemă, niciun hard feeling, deci nu, nothing. Nu, dacă ar intra acum pe ușă, Rafa, dar prieten până la... Dar nu ne-am mai văzut de foarte mult timp, de când s-a încheiat de altfel proiectul, dar nu am avut niciodată, nu știu, ceva. Ce melodie cântai cu el? Whitney Houston și... Whitney Houston? Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever? Una dintre piese, sau Never Forget You, sau... Never Forget You. Aia, da. What you drinking? Rum and whiskey. Now won't you have a double with me? Bine, hai, o luăm pe altă, că e clasică, vrei? No, dar... Could I have this thing forever? Could I hold you for a lifetime? Could I have the night? Mă rog, te s-aud tot, tonalitatea. Iertați-mă, dar eu trebuie să fiu Enrique Iglesias. Fiat de aici. Deci, jur, piesa asta m-a obsedat. Vorbesc serios. Jur că nu știam că ați cântat asta, dar m-a obsedat. Fiți atenți de ce. Dar iertați-mă pentru... Deci fiți atenți la refren. Could I have this thing forever? Hai să aud in your eyes, could I have this thing forever? Could I have this thing forever? Could I? Deci aici mi s-a blocat, am început să râd. Când am zis curai, aici s-a rupt tot. Da, așa e. Ai dreptate. Și publicul zicea ha ha ha. Nu. Ai dreptate. Bine, hai să alegem alta. Hai zi. Curai. Curai, oricum a schimbat-o, curai, curai. Vrei să cenzurai, curai? Haide, atenție, domnul șoilor, cum românizăm noi piesa lui Whitney Houston. 1, 2, 3. Could I have this thing together? Could I have it for a life? Could I have this thing together? Oh,
To the head. Da, rămâne în istorie. Băi, cum... Ăstea două piese atât? Nu. Hai mă, stai că m-ai luat așa din oală. Iartă-mă. Mi-aduc aminte. Deci, odată, da, asta, Never Forget You, a mai fost... Țurai. Dar dacă mă lași să intru pe YouTube, le văd imediat. Băi, dar tu, iartă-mă că te deranjez, că acum am ajuns la Țurai. Tu, un moment, știi că asta e boala noastră, acum. Zilele trecute, cineva a venit la mine, după ce am făcut pe o scenă, da, un moment folcloric. Așa. Eu sunt ăsta cu tra, știi cum? Da. Te ajută și impostația și te ajută, nu știu. Și la Horia, îmi zice, ar trebui să scoți un album de muzică populară. Stau așa, nu? Fac asta doar așa, de fan, că să se distreze lumea câteodată, dar eu nu pot să scot un album de muzică populară. Toată lumea acum, dacă pe TikTok, sunt enorm, nu că ar fi algoritmul meu de pe TikTok trimițându-mi multe, sunt enorm de mult, deci oricând, oriunde, cineva cântă ceva popular. Sau manele. Da. Tu, atunci, nu v-ați gândit la un moment popular? Apropo de Țurai. Am avut două personaje în film care erau responsabili cu astfel de inserturi. Cine erau? Leven Sali. A, Leven. Știi că a jucat cu Leven? Știu, da. Bă, dar știi totul, da. Și el ce cânta pe scenele patriei? Cânta My Heart Will Go On împreună cu un alt coleg de-al nostru. Stai, fii atent. No. Împreună cu Gabi Ciocan, celălalt coleg al nostru, avea un spectacol, momentul My Heart Will Go On, Manea. În ir, în far, wherever you are. Scuză-mă, e fart sau fart? Băi, da, fiecare cum vrea, știi? Da, era foarte haioși, foarte haioși. Ia uite, păi, ce facem acum? Măcar dați-mi una care îmi place. Și zicea așa Levi, near, far, wherever you... Da, totul e cu ă. Cum așa? A near, a far, wherever you are, I will be. Da, mă rog, el are mai mult haz. Oh, ulea Levi, doamne. A near, a far. Să continuăm. Da. Să continuăm, va juca. Mamă, de fiecare dată. Auzi? Pian de aici. Imaginați-vă Kate Winslet pe ușa aia de lemn. Leonardo aici. Leonardo înghețat tun își dă drumul. Apare Levi. Cu bărcuța. Și începe. Near, par... Îți dai seama că cu ultimele puteri Leonardo vine înapoi. Cine dracu cânta așa urât? Oh, da, dar nu, dar și Levi și Gabi aveau voci foarte bune și au în continuare. Doar că era foarte amuzat momentul și da, era de deliciu publicului, crede-mă. Da. Cred că filmul ăsta s-a făcut în 2001 sau în 2000 și... Titanic vorbind, nu, 2011, pariu cu viața. Da, Titanicul. Da. Era... Cred că 97 era Titanic. Da? Am așa o vagă. Probabil. Eu de când am jucat în Gladiatorul nu mai țin minte. Nu. Știi că la un dat mai postez câteva poze pe internet, da, și îmi zic de cele mai multe ori când e asemănarea între personajul. Russell Crowe. Zic bine, ok. Alții îmi spun Don Johnson. Bine, ok. Alții îmi spun Kevin Costner. Zic, bă, dar Horia nu spune nimeni. Da, sunt complimente mari. Da, sunt complimente mari, dar nu sunt complimentele mele în joc acum, sunt ale tale. Serialele au fost Pariu cu viața în 2011 și încă un serial. O nouă viață, care a continuat Pariu cu viața, da. În 2014? Atunci s-a încheiat. Atunci s-a încheiat? Da. Cumva din 2011, septembrie, am început Pariu cu viața. Undeva la jumătatea acestor ani a intrat O nouă viață, care a fost sequel-ul, spin-off-ul. Și s-a încheiat în 2014, da. Și practic au fost 3 ani de...
Au fost 3 ani plini de muzică, plini de experiențe scenice. Ați fost în toată România, bănuiesc. Am fost în toată România și am avut cele mai mari concerte pe care am putea să le avem ca și artiști. Am umplut Polivalenta, am umplut Sala Palatului. Adică e greu pentru un tânăr artist, știi? După ce s-a încheiat, fiecare a mers pe cariere solo. Noi am început deja cu cele mai mari scene. Am înțeles. Iar voi erați acolo, mai ții minte cât număra, ce număr de persoane? 20. 20 de artiști? Da. Uai de cap. Da. Și eram împărțiți, și, adică concertele noastre durau între 2 ore, 3 câteodată, cu momente multe, dai seama, pe scenă, fiecare cu momentul lui, cu povestea lui, decupate, la un moment dat împreună și tot așa. Piesa împreună cu toți, ce cum suna? Don't kill the world. Cum era? Am avut mai multe. Zi-mi una dintre ele. Te referi dintre cover-uri sau dintre cele originale? Nu, nu, nu știu. Când vă adunați toți la final, bănesc? Și de obicei la mijloc aveam un moment sensibil, Fragile. Melodia Fragile. Cum? Nu, zi-mi, ai versurile de la asta? Wow. Dar de unde știu că dintre toate o să spun fix despre melodia asta? Nu știam. Wow. Deci ai și împărțit, incredibil. Împart totul. Am împărțit totul cu tine. Sore, am împărțit totul cu tine. Să avem efect în urechi de delay abject. Da, da, chiar mi-aș dori și eu. Ah. Mai e sus. Să știi că... Asta e ritmul? Te unge. Sore, I love you, sore. Vrei să încep eu? Da, normal. If blood will flow, when flesh is still a war, drying in a color evening sun, tomorrow's rain will wash away the stains. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. That nothing comes from violence, nothing ever could. Roll up this burn. Forget how fragile we are. On and on, the rain will fall like tears from the storm, like tears from the storm. Oh, on and on, the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Still a one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. Nothing's come from violence. Nothing ever could, but although we think in the wrong ring star, let's forget your friendship. All in all, the rain will fall like tears from the storm, like tears from.
Aplaudă și Andrei, dacă e Andrei, avem doi Andrei aici. Ne apropiem de finalul lui noiembrie, ultimul bal, unde avem Sfântul Andrei. Da. Da, noi sărbătorim la sala Palatului Sfântul Andrei. Abia aștept să sărbătorești eu cu tine. Câteodată aș fi vrut să mă cheme Andrei. Da, și nici eu n-am nicio zi de naștere de asta extra, de nume, adică. Îmi cer miliarde de scuze, vom sărbători chiar acum ziua ta de nume. Zim Sfântul, zim un Sfânt. Păi pe mine mă mai cheamă Cătălina, dar nu există Sfânta Cătălina. Vorbesc serios? O facem exista astăzi. În altă... Sfânta Cătălina, la mulți ani! No, Doamne, ajută la mulți ani să trăim cu numele toate Cătălinele! Cine să trăiască? Cătălina să trăiască! Da. Băi, apropo de chestia asta cu la mulți ani, la toate petrecerile la care toată lumea de aici, inclusiv tu, în special, tu ați fost vreodată, la mulți ani, stop, sau mai urma? Cine-i născut în ianuarie? Da, eu mai aduc aminte de asta, da. Da. Dar cred că la un moment dat s-au obosit, că dura mult. Absolut. Dar știi poantele de la asta? Nu. Nu cred. Nu știu. Cine-i nu știți? Amă, trebuie să știți una. Are rimă, Cristiane. Cine-i născut din greșeală? Nu știu. Asta e. Cum să sune? Cine-i născut? Nici silabele nu se împar ca lumea. Păi nu, amă, băi, ori vă puneți poantă la punct, ori dacă nu, veniți pregătiți la podcast. Auzi, tu când te enervezi, ești la fel de credibil? Bravo! Băi, vreau să spun că te-am văzut la televizor, într-o apariție de-a ta, spunând că ai început să-ți regizezi clipurile. Da, așa. Mi s-a părut senzațională chestia asta. Absolut senzațională. Mulțumesc, mi-a luat ceva. Adică, îți spun, eu la 21 de ani deja aveam diploma, puteam să mă duc să regizez clip oricui. Conform actelor. Eram studentă cu acte în regulă. Terminasem deja, dar n-am avut curaj. Că mie mi-a zis tata un lucru, tata mi-a zis mai multe lucruri așa de-a lungul vieții, dar unele mi-au rămas foarte bine întipărite. Mi-a zis, un regizor e cu atât mai bun cu cât îmbătrânești. Pentru că prinzi experiență, începi să vezi altfel lumea, viața, optica ți se lărgește și opera ta va fi mult mai relevantă. Știi că lucrul ăsta e adevărat și colegul nostru de braslă, Bitman, mi-a spus același lucru. Să nu mai cânti mai uai, îmi zice el. Păi de ce? Pentru că nu înțelegi. Ba da, o înțeleg, dar cu fiecare vârstă, cu fiecare an adăugat la viața noastră, îl cânti și mai bine, și mai bine și până înțelegi ce înseamnă drumul în viață. Că domnul la 20 de ani, aici în Academie, au venit oameni, tineri să-i evaluezi și a început. Hai să lăsăm piesa asta. Altă piesă, înțelegi? Da. Asta e și cu regia. Dar te felicit pentru că ai avut curaj să-ți regizezi clipurile, pentru că și am avut intenții, dar de fiecare dată mă ascund în spatele unei frici, unei poate și comoditate. Doamne, știu niște oameni. Și asta e adevărat. Adică nici să ne considerăm specialiști în absolut orice. Dar am considerat că am învățat suficient de multe lucruri de la toți cei cu care am lucrat de-a lungul anilor, ca să încerc. Că până la urmă despre asta a fost. Hai să încerc. Și am făcut un concept. Eu te-am citit pe tine, sore, și știu foarte clar cât ți-e plac serialele. Nu numai să joci, dar să te uiți la ele. Nu există seară fără câteva episoade. Da. Fiți atenți, tu nu spune nimica. Uitați-vă la sore. Ce seriale sunt, atenție, ce gen de seriale sunt în topul preferințelor ei? Ziceți așa. Cu Game of Thrones. Nu Game of Thrones. Dragoste. Dragoste, da, e și dragoste. În orice e dragoste. Primul, în orice. Deci dacă găsești o furnică și un furnic, dragoste. Altceva? Fraților, eu cred că undeva în subconștientul ei, sore, ar fi vrut să se facă doctor. M-a bătut capul la mintea, da. De serialele ei sunt așa. Și m-a bătut curajul după aia. Ia-mi de aici. Deci, doctor. Păcat că nu era, ba era născută, dar nu înțelegea când era iar ăla de iar de urgență. A, ba iar cu Cluny. Cu Cluny, da. Erai prea tinerică atunci și nu înțelegeai ce aia perfuzie. Da. Uita mama. Dar acum știi. Deci, The Resident este unul. Da. Deci, Resident,
cred că îți place și de ea, îți place să rămâne și faptul medical, dar și dragostea dintre ei. Îți dai seama, da, da. În al doilea rând, dacă îmi dați voie să zic, este aia cu, deci, The Good Doctor. Da. Tipul cu, cu autism. Autism, da. Deci, da, nu da, stai puțin, să fac o paranteză aici. Noi doi avem gusturi similare la, la seriale. Că de fiecare dată când vrei să-mi recomanzi unul, eu l-am văzut. Când vreau eu să-ți recomand ție, tu l-ai văzut. Ne referim la alea, tu mi-ai recomandat New Amsterdam, îl văzusem. După da? Care eu ți-am recomandat ție The Oa. Oa. Oa l-am văzut. Asta zic. Da, da, deci, da, da. Deci noi ne-am văzut. Oa e o chestie specială. E greu de, e special. Încel, de înțeles așa. E specială, dar a fost singura dată în Oa, acest serial, cu precădere, la finalul primului sezon, când mie nu mi se ridică părul. Mie mm-hmm. nu, m-am transfigurat la final. Nu vă spun finalul, uitați-vă da, la trebuie, serial. Da, trebuie să nu-l vedeți dacă vă e somn, că e păcat să pierdeți. Da, asta e. Dar, dar tu ai, ai o pasiune și iată că pasiunea ta se transformă ușor, ușor în dorință de călătorie. Zim, eu tuturor le spun, băi, trebuie să vedeți Outlander, dragă. Doamne, doamne. Voi trebuie să vedeți. În primul rând, nu sunt de acord cu traducerea. Cu parcă străina? E... Da, nu, n-are nicio relevanță. Nu. Parcă străinul. Bă, străina, ce străin? Nu mai... Mie... Dar și tu te-ai uitat la Outlander? Serios? Eu l-am produs, dragă mea. Trebuia să mă sun pentru rol. Eu l-am produs. I-am zis, you Sam Heughan, dezbracă-te! Și o să avem succes. I-am zis lui Catriona. Așa. Pune-ți, dragă... O broboadă în cap. E superb serialul. Vreau să spun că acum așteptăm un nou sezon. Sezon așteptăm, da. Dar problema cea mare este că atunci când ideile scenaristice, și aici mă înțelegi, da. Când ideile scenaristice trenează, atunci se vede și pe acțiune. Așa este. Ultimul sezon a fost slăbuț. Da. Însă, însă, întotdeauna avem doar ca și refugiu cartea, pentru că eu le-am pe toate. Dumnezeule mare! În engleză. Da. În engleză este o limbă pe care vreau să spun o limbă care ți-e și ție foarte aproape, dar e, e aproape și fetiței tale Erin. Erin, ce frumos e. Păi, da. Iartă-mă, trebuie să-mi spui din prima clipă. Ce te-a determinat să-ți botezi iubita ta copiliță drăguță frumoasă Erin? Și cum se pronunță? Erin, că suntem în România. La școală îi se spune Erin. Erin înseamnă, este de fapt, în traducere, așa se numea Irlanda acum sute de ani. Nu cred! Nu cred! Dar n-am știut asta atunci când m-am hotărât asupra numelui. Pur și simplu, dintre toate numele pe care le-am auzit până în momentul în care am rămas însărcinată, am știut clar că acest nume va fi numele ei. Nu cred, dar de unde? Ireland. Ireland. Aaron. Da, e în limba veche a irlandei și... O cunosc, în... bineînțeles. Dar pe lângă asta, că nu mi-am pus numele copilului după o țară, pe lângă asta... Bine că ai spus Iugoslavia, că s-au despărțit. Exact. Cehoslovația s-au despărțit. Pe lângă asta mai înseamnă și cea aleasă. The Chosen One. Faceți fete? The Chosen One. Da. Erin. Nu, dar real, cred că cumva am și inspirat viitoare mămici, pentru că am primit foarte multe mesaje din 2016 până în prezent cu noi copii și fete și băieți botezate Erin. Bun, acum urmează o serie de întrebări, o serie de aduceri aminte și o să te enerveze lucrul ăsta, pentru că o să-mi zici uite așa să faci. Draga mea, apropo de cuvântul mamă, da. Ceea ce ai devenit din 2016 încoace, vreau să te întreb câte cântece știi tu în care se regăsește cuvântul mamă? Asta ți le zic. Mulțumesc, iubită mamă. Nu știu dacă e așa, dar... Mulțumesc, iubită mamă. Bun, așa. Unu. Mama. Queen, doi. Da, mamă, sunt beată. De trei. Așa, da. Așa? Mamă, mamă, ce picioare. Nu știi asta. Tu nu știi să ții la mine. Niciodată nu. N-ai știut. Hai, mă, din Valahia. Din Valahia? Oh, Shatterhand.
Vezi tu ce creier, ce ciudat e creierul. Asta nu, nu-i pe lista mea, îmi pare rău. Așa, cum, mamă. Și din internațional. Mama mia, here I go again. Da. Nu știu, mai zi-mi tu, că poate te-ai gândit la altele mai cu mai cu Hello, scop. Mamacita, faci favor. Dar asta e tot românească, nu? Da. Apoi asta, alu... David DJ. Bă, dar ce le știi, mă, pe ăstea? Câteodată mi-aduc aminte, alte ori. Și nu știți pe aia din Mama? Filmul Mama? Care e? Românesc? Vechi. Mama, iar cu brațe pline. Ba, da. S-a întors acasă. Cristiana, fata s-a născut în 89. Nu, dar știu. Uite mama, că știe. Da. Mai am una pe care o cântam când eram mai mic. Mai știu și una, dar nu cred. Dar e în altă zonă. Mama, soy tanto felice. Asta e mama, parabara. Am auzit-o la Domingo, mă rog. Și acum să vin și eu cu una zi. Opusul celei pe care ai cântat-o. Ia zi. Mamelor din lumea întreagă. E, și ca să încheiem această serie de mame, salutări tuturor mamelor. Dar stai așa, lasă-mă vină să spun. Este cu ă în față. Mama mea e florăre asta. Se scală de dimineață. Deci asta e o chestie pe care de fiecare dată gândeam, zic, băi, mamă, dar hai să vedem, mamă. Și am ajuns la lista asta. Vreau să te întreb, pentru că asta e o dorință și pentru mine și o dorință foarte arzătoare, ce jocuri? Da. Ai învățat-o tu pe Erin. 1, 2, 3 la perete stai. Care? Aia, stai, stop. Care e? Aia care e? 1, 2, 3 la perete stai. Deci tu stai la perete și nu mergi la perete. 1, 2, 3 la perete stai și te întorci. Iar ceilalți copii care pleacă de la o linie din spatele tău trebuie să vină cât mai repede în față. Și când tu zici stai și te întorci, se opresc tatuie. Freeze. Da. Okay. Și primul care ajunge la tine la un moment dat, îți ia locul și intră el în locul tău și tu te duci cu gașca în spate. Mamă, jocul ăsta seamănă cu filmul ăla. Cu ce? Da, cu Squid Game, da. Și că ăsta e un film de Squid Game camuflat. Da. 1, 2, 3 la prezent, stai. Ok, mai departe. Șotronul, bineînțeles, după care flori, fete și băieți. Ok. Astea sunt din copilăria mea. Lapte gros nu vreau să învăț, sper să nu învețe nimeni. Ok. Da, bine, și acum copiii au și oricum altfel de jocuri. Adică eu nu mi-aduc aminte să mă fi jucat cu prietenele mele de-a familie. Nu, dar vreau să spun ce l-am învățat bine. Ai dus-o pe terenul de tenis? Da. Și? Am dus-o acum un an, dădea un pic pe lângă minge, dar îi plăcea și a zis că să domnul antrenor a zis, mai stăm un an și veni. Hai să mai stăm un an! Deci, ai mei... Ăștia mici sunt înnebuniți după șah. Oh. Nu mai spun că... Și în declarațiile tale a fost recordată o chestie foarte frumoasă pe care o să o subliniez acum. După șah și după Macao, în sensul în care... Și copiii prind repede jocurile astea, în sensul în care ei abia așteaptă să câștige. Deci când se pun la masă cu tine, da, ei nu suport. Iar victoria... este senzațională, iar pierderea, înfrângerea, poate să fie ca un fel de, nu știu cum să spun, o traumă. Exact, da. Și mi-a plăcut foarte mult că ai spus la un dat că, mă, mai și pierd pentru copil în jocurile mele. Normal, da, vreau să învăț și câștigul și pierderea și când pierde și are reacțiile astea despre care spui, de fiecare dată îi spun, măi, eu înțeleg că este dureros să pierzi. Că, și nici mie nu-mi place când pierd un casting. La fel îi spun, uite, am dat o probă acolo și nu știu ce s-a întâmplat și nu am luat-o. Dar în același timp asta mă face să mai încerc o dată. Încearcă, hai mai încerc o dată să mă bați. Nu, că nu mă mai joc. Păi dacă procedezi așa și cu prietenii tăi, s-ar putea la un dat să nu vă mai jucați deloc. Și ce o să faceți? Că tot vă supărați, toți nu mai vreți să vă mai jucați și o să vă plictisiți. Ce e mai rău decât plictiseala? Și ea vine și asta zice... Și ce zice? Și ea zice, așa e, numai proștii se plictisesc. Bună asta! Da. Nu, trebuie să mă întâlnești pe asta, îmi pare, da. Mă, una peste alta, trebuie să îți mărturizeze faptul că în copilăria a lor mei, în special ăstora mici, pentru că ea mari le-am pus direct vinil și toate alte prostii de muzică, dar la cei mici le-am cântat în fel și chip.
piesa mea preferată era improvizația. Ce le cântai, ce-i cântai tu lui Erin când era mică? De toate, dar singura piesă cu care adormea, atunci când era mai micuț, așa, între un an și doi ani, era Insomnii de la Smiley, dacă îți vine să crezi. Cum sună asta? Sufăr de insomnii, dacă nu vii. Și era, cred că Batista a redigizat clipul ăla. Da. Da, mi-a plăcut, era Insomnia transpusă vizual foarte frumos, chiar mi-a plăcut clipul ăla. Preferata ta, dacă e acum să cânti o melodie unui copil, care ar fi? Te întreb așa. O melodie care nu-i de copii, da. Mă gândesc, nu? Nu știu. Dacă te pregătești cu foile. Nu, eu mă pregătesc cu niște chestii mature, dragă mea. Asta mă gândesc, nu știu. Eu nu-mi permit, să-ți dau niște copilărisme. Nu, eu pot să-ți spun ce, uite, că acum Erin deja e mare, nu-i mai cânt de Noapte Bună. Cântăm în rest. Ce să fie? Cântăm în rest. Și am avut parte în 2020 de cel mai frumos moment în perioada pandemiei. Ia spunem. Prima și singura dată până în momentul actual, în care ea a urcat pe scenă cu mine și am cântat amândouă la microfon refrenul de la piesa Jumătate, pe care o cânt eu cu Smiley. Cum se numește piesa? Lasă-mă să-ți fie eu jumătate. De fapt, e pe altă tonalitate. O aveai pregătit pe asta? Mi-am deturnat... Adică asta? Ce-am deturnat aici... Lasă-mă să-ți fiu eu jumătate, jumătate de plăceri și de păcate. Lasă-mă să-ți fiu mereu aproape, mereu aproape. Să ne iubim oricum, oriunde cum se simt. Hai, lasă-mă să fii egal când îmi lipsește după jumătate din decor. Să fie dor când îmi lipsești.
surpriză. Transformă, se transformă piesa, rămâne același refren, concentrează-te, da? Da. You're my lover, I'm the cover, you're my secret passion, no other, you're delicious, so capricious, I'll find you the one. I'll be vicious. Merge mai departe. Say you love me and you have me in your arms forever. I'll forget. Say, say, say. Say you miss me. I miss you. Come and kiss me. Tell me you'll ever be ready. Lasă-mă să-ți fiu eu jumătate. Jumătate de plăceri și de păcate. Lasă-mă să-ți fiu mereu aproape. Să ne iubim oricum, oricum de cum simți. Mai lasă-mă să fie dor. Îmi lipsește doar jumătate din decor. Și iartă-mă atunci când dorm. Mai de jumătate ca să fie mai ușor. Hai să vedem, băi, ce voce frumoasă ai! Mulțumesc la fel! Iartă-mă, dar după piesa asta, colegi, ce scuze, dar... Dragostea trece prin stomac. Aș face o melodie. Iartă-mă, dar mă simt foarte bine și vreau să improvizez. Halumi, I never stop saying halumi! S-au dus naibii toate musical-urile. Știi ce am înțeles? Halumi, dar zis cu halumi! Știi, credeam că urmează o declarație de dragoste. A lumii, da. A, da, da. Suntem a lumii copii. Apropo, uite că asta nu te-am întrebat, dar trebuie să te întreb. Te rog. Tu participi la emisiuni, ne, la emisiuni, la sesiuni de asta de creație? La sesiuni. Eu am participat la sesiuni și mi-am scris toate piesele până anul trecut. Și am luat o pauză. N-am mai compus o melodie de un an. Și nici n-am mai lansat o melodie de un an. Și acum... Pam, pam, pam. Horia nu este de acord cu această declarație. O accept. Așa. Și aștept până când scoți. Dar da. M-am trezit de dimineață cu o idee. O idee pe care am spus-o și colegilor mei. Băi, frate, mi-a venit... Și chiar eram pătruns de această idee. Mi-a venit... un titlu de melodie foarte tare, care merită transpus în fapte. Și îi spun chiar acum că l-am scris. Everything happens for a reason. Păi, deci ești atât de serios că pe cuvânt. Vreau să zic să mor eu, dar nu te cred. Dar suntem la acest podcast. Ce vrei, mă, băi? Ce, tu râzi de ideea mea? Nu, mă, nu, nu. Deci, nu, dar deci... uite, că nimic nu este întâmplător. Deci, adică ce vrei să spui? Pentru că eu am scris-o înaintea ta pe mână.
Aici asta scrie Everything Happens for a Reason. Trebuia să scriu și din Cean. Dragii mei, mai puțin. Everything happens for a reason. Da. Ăsta e tatuajul pentru care mama mea a tremurat când a sunat-o și i-am zis: mamă, mi-am făcut un tatuaj. Stai jos? Stau. Unde l-ai făcut? Și zic: pe umăr, și eu ancoră. Tocmai ca să, Mimi. Exact, ca să minimalizez un pic impactul, știi? Dar da, da. 2000... Fetele mele mari și-au făcut două tatuaje. Da. Și am fost de acord. Mai ales că vreau să văd ce le poate imagina mintea atunci când își fac tatuaj. Și am văzut niște la filmea mijlocie, o ciupercuță, o chestie. A, lui tata îi plac ciupercile. Da, era o ciupercuță aici. Era o ciupercuță simpatică. Și fii atentă. Și acum vestea cea mare a zilei de astăzi. Și după aceea aici, deci aici pe... Mușchi. Pe mușchi, pe biceps. Așa. Pe mușchi. Mușchi de vită, de carne, așa. Și în partea asta și-a făcut niște semne pe care le-a hașurat. Elementele, nu? Apă, foc, aer, pământ. Dar seamănă cu niște semne de circulație. Da. Ce-am zis? Am și eu unul. Ce? Ăsta e aer. Pune-ți ochelari. Uite ce! Deci ăsta este aer? Aer, da, dar trebuie refăcut, are ceva ani. Deci nu-i nimic. Scriu eu cu pixul. Nu știu, mă simt... Bine, nu, dar asta... Băi, iartă-mă, dar trebuie să vorbim despre chestia asta. E, ca să închei cu filmea, mijlocie. Și la un moment dat și-a făcut aici semnele astea, la apă, aer, nu știu ce, apă, aer și fraieră, cum așa, și le-a hașurat și am zis, sunt niște semne de circulație. Ha, Rusia, ha, nu te-ai prins, ha, ești bălălău, tată, dar astăzi am o veste mare. Ți-ai făcut și tu unul. Fimea mijlocie, Maria, și-a luat carnetul! Bine, Maria! Ce moment! O să vă dau un mesaj tuturor când merge pe șosea. Asta e poanta imediat următoare. Da, ce moment important ăsta cu carnetul. E foarte important, pentru că și pentru mine a fost important și pentru iubire și pentru tine a fost important, nu? Da. Andreea și-a făcut o chestie foarte drăguță, așa, poantilistă. Știi, tehnica puncturii, așa? Da, da, da. Așa, foarte drăguță, pe spate, niște flori, niște... Fimea asta mare e artistă, e... Face vede și altfel, da, știu. Altfel, e... Mă rog. Acum, probabil că stau așa, știi, odată și odată o să mă trezesc venind de acasă și stau amândouă așa în fața ușii. Hm? Ce? Hm? Ce, dragă? Hm? Tu când îți faci un tatuaj? Efectiv, nu simt lucrul ăsta deocamdată. Dacă nu-l simt, nici n-are sens. Adică, într-adevăr, e o mare modă cu a-ți face tatuaje și doar să-ți faci să fie, să ai și tu. Dar, mă rog, eu personal nu sunt de acord cu asta. Eu am ales să-mi fac tatuaje pentru că am vrut să-mi pun niște povești, niște momente din viață, să le am eu desenate, că așa mi-am dorit eu, nu la sfatul și la recomandarea nimănui, și nu regret nici măcar unul. Draga mea, așa cum zici tu, totul se întâmplă pentru un motiv. Eu îți propun, fii atentă, vreau să ne simțim bine la să fie așa efect. Un efect de seră microfon. Ken. Facem un exercițiu de improvizație. Ok. Deci fii atent. Da. Nu contează. Cum faci improvizația, în engleză, în franceză, în română? Ce vine? Ce mai contează? Ce vine? Exact. Cu o să înceapă. Deci fii atent. Everything happens for a reason. Yes. Everything happens for a reason. Îți convine chestia asta? Everything happens for a reason. Ok, copii. Everything happens for a reason. Dați-ne ceva. Un groove ceva. Ladies and gentlemen, welcome to this show. Simple Things by Sora and HB. Right here we got an impro show. We got a song tonight named Everything Happens for Reason. Right now, right here on a broad podcast. I saw snack. Igesege, biztos, magyarul. Come on. Everything happened for a reason. A reason. I got my life to keep me warm. Oh, yeah. Everything happens for a reason.
I try to break another goal. Happens for a reason. Everything happens for a reason. I got you beside my bed. I got it so much better now. Ladies on the field, somebody close tonight. And even if I wanted to, I couldn't stop. Woo! Cause baby, you got me where I am supposed to be now. I got together one more time. You feel only life I try. No, 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 no. Hey, and you're gonna make. După o pauză de un an, Sori a mai scos ceva. Doamne. Băi, tu ce ai pus în vinul ăsta, zi sincer? Da, am înțeles, apropo. Nu mai pune că de aici nu mai plec. Și te rog frumos. În spatele, în spatele. Dar știi ce a sunat asta? A, gata cu halumi? Așa, oh. Decisiv să fie, da. Gata cu... Doamne. Doamne și domnilor, s-a terminat momentul halumi. Ce ne-a plăcut melodioara asta? Da, o să fie... de fiecare dată te lași pradă curentelor. Când vine un reggaeton... Nu, Vali, numai puțin un reggaeton. De mine vorbești? A, parcă o știu, fii atent. Am avut multe femei, numai una și una, dar niciuna dintre ele nu mi-a luat inima. Mama, ce frumoasă e și ce zâmbet are, când mă uit în ochii ei, inima bate tare. Doamne și domnule, totul se întâmplă cu motiv, acum sunt... Deci, ești tentat, zice, bă, prinde ăsta? Da, mă, prinde. Apropo, mi-a plăcut foarte mult momentul ăsta de improvizație. Și băgănesc că n-a fost vorba de improvizație când ai zis... I want a brand of clothes. Adică vreau un brand de haine. Ba da. Îmi pare rău că n-am pregătit un răspuns mai profund, dar... Băi, toată viața ta e bază pe improvizație, iartă-mă că te deranjez. Că... Da, casting, da. Altul, next, mai... cine? Da. Acum că mă pui să reflectez, să știi că viața mea, de fapt cele mai importante lucruri pe care le-am făcut, le-am făcut ascultându-mi instinctul. Că de multe ori, cel puțin mi-am dat seama că cer sfaturi, de exemplu. Dar eu deja știu ce trebuie să fac. Doar că cer sfaturi ca să mai trag un pic de timp. Chiar că de multe ori instinctul spune să faci un lucru care nu e chiar plăcut. Ceva, da, care, dar îți spun un singur lucru. Sau... Vreau să spun că ieri ne-am adunat, da, și i-am zis copii, hai să facem playlist-ul de la Sala Palatului. De pe 26 noiembrie. Și am zis, eu aveam niște idei, dar când îmi adun niște prieteni, da, oameni cu care lucrez de 10-15 ani, atunci mă uit direct în gura lor. Crezi în părerile lor. Da. Da. Și mai mult decât atât, cred, n-am avut probleme medicale în viața mea să zic a doua, a treia opinie, dar trebuie să le ceri. Și în principal tu, vis-a-vis, apropo de degusturile astea care nu se dispută, dar se angrenează, băi, ce-am greșit? Unde am greșit? Ce-am făcut rău? Da.
Adică efectiv mă uit în gura oamenilor. E la jumătate, cred. Pentru că tu vrei să asculți, după cum te știu pe tine, după experiența ta, acum plinești 33, la mulți ani, sănătate. Doamnește, de fapt, în ce dată suntem? Dacă suntem la final de noiembrie, în, am venit? La final de octombrie. Ah, octombrie. Urmează acum, de ziua mea m-ai chemat. Ești tânără, ești în floare, ești... Hai. Dăm un ton. E inspirat de acest moment. Nu, 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 ăsta, nu, de inima albastră. Asta e pop, nu? Dă pian până sus așa. Fără pian, nu mi-ar fi tristă. Ăsta e. Deci, fii atent, ăsta e stilul romanței românești. Când aveam vreo 32 de ani, mamă, ce emisiuni mai prezentam, și eram în ratinguri. Doare, nu-mi vine rima la asta. Și eram în fightinguri, mamă, ce emisiuni mai prezentam. Ăsta era momentul meu, 30. Deci în momentul de față, băi, da. Îți spune un om, tu știi câți ani am făcut anul ăsta? 48. Păi. V-am spus măcar mai tânăr. V-am spus, mă, răilor, anul ăsta am făcut 50 de ani. Mulțumesc. Așa cum zicea și Paul Simon, 50 ways to leave your lover. Așa. Deci, s-a punctat. Tu acum poți să faci ce vrea mușchiul tău. Da, sunt de acord cu tine. De la piese, copii sau căsătorii. Sau emisiuni. Asta vine, după ce faci cele trei, astea vin de la sine. Păi copil l-am făcut. Stai. Nu ți-a spus în viața ei, Erin, mama? Mi-a zis, mamă, să nu mai faci. Nu cred. Da, și eu sunt... De nu, nu, nu. Și că eu ascult copilul. Nu. Măi, nu neg, adică eu am crescut fără frați. Mi-ar fi plăcut. Chiar mi-ar fi plăcut să am o soră, un frate, acum, să nu știu, să... Știu că am acolo. Am o verișoară care mi-e ca și soră, dar... Mă, nu știi niciodată unde ne duce viața, unde... Mie îmi spui. Dar mie îmi spui. Pentru că ție îți plac filmele. Da. Și pentru că eu vreau să te văd iubită. Cam filme. Poate găsești și versurile. Uite, până găsești tu, poți să-ți fac eu o intervenție aici. Ia zis ce fac. Și să-ți spun că poate că e greșit, poate că sunt un om idealist, dar mie îmi place să trăiesc viața ca pe un film. Și cu siguranță 90% dintre cei care ne privesc acum vor spune, da, este greșit, că viața este grea, că viața este așa și așa și așa și așa. Dar mie îmi place să mă trezesc dimineața și să mă simt ca într-un film, în filmul vieții mele, știi? Și atunci când mă uit la filme, pentru că îmi plac filmele și mă hrănesc, mă inspir de la ele, vreau ca și superputerea mea să fie să-mi fac viața frumoasă exact ca într-un film, așa cum îmi place mie. Știi care este... Mi se pare perfect, superb ce să spui. Dar știi ce întrebare? Auzi ce meserie ai? Regizor. Ok, perfect. Ai înțeles? Da. Viața este un film. Uh-huh. Adică dacă e un cumul de factori plus, minus, de fiecare dată te întreabă cineva la podcasturi, dacă ar fi să întorci timpul. Da, nu pot întoarce timpul, una la mână. Doi, nu vreau să întorc timpul. Exact. Pentru că dacă am greșit acolo, a fost spre binele meu, pentru un greater evoluția good, mea, pentru, da? Pentru un motiv mai presus decât mine. Da. Pentru că acum, de exemplu, când mă enervează ceva, nu-l cert, îl omor direct. Adică am învățat din viață. Dragii mei, filmele... Răzvan, la ce cameră mă uit? Acolo? Filmele... Iartă, sunt cu camere. La ce cameră mă uit? Acolo unde era, unde flicărea. Filmele sunt la latitudinea noastră. Chiar îmi pare rău, pentru că artista a dispărut de lângă noi, dar, așa cum fiecare artist, că de asta îi spune artist, ne lasă ceva. Iar artista care a cântat această melodie ne-a lăsat această minunăție. Ador piesa asta. Și pe asta am cântat-o cu Rafa în serial, că am uitat să ți-o zic. Deci te-ai dus... Dacă tu zici că ador piesa asta, acum o să vrea și Vali Vigelie să vină la podcast. Fii deschis, Horia. Nu, Vali, o să... Levi, o zică. Ador piesa asta. Wow! Mai ții minte ce film era? Filmul de unde aveam această piesă. Da, nu, de unde era piesa asta? N-aș vrea să greșesc. Iubire? Păi evident, nu, că primul lucru pe care vreau să... El, cu bani, ea,
Mai puțin. Nu, mai nu, puțin? Nu, nu vreau să greșesc să fiu interpretată drept ascultă. Băi, el vine la ea într-o mașină decapotabilă cu un buchet de flori. Ea-l vede. Asta e viața mea? Da, așa. Ea e desconsiderată în prima parte, dar după aceea, după ce își pune niște haine mai... Pe ce, vorbim de Pretty Woman? Jur că nu mi-aduc aminte momentul ăsta muzical din film. Mi-aduc aminte tot ce ai spus, dar nu melodia. Dar melodia o iubesc. Lay a whisper, lay a whisper, on my pillow, on my pillow, leave the winter, oh, on the cold. Wake up lonely, wake up lonely, air of silence, in a bedroom, all around. Touch me now. I close my eyes and I dream away. It must have been love. Așa nu s-a încheiat niciodată piesa asta. Deci eu îți spun, mama mea va copia acest video de pe YouTube, îl va pune pe un DVD și se va uita de Crăciun la el. La aceste melodii. Aoleu, Dumnezeule mare. Ia zi-mi dacă vorbim de Crăciun. Că trebuie să ne pregătim de Crăciun. Da. Mi-a spus prietenul Fuego. Băi, trebuie să ne pregătim de Crăciun. Din ianuarie. Da. Zi-mi... Tu ai participat de Crăciun activ la colinde? Ai avut vreo... Mereu. Mă rog, mereu. Când faceți copil, un grup special? Când eram copil, mergeam la colinda mereu. Mereu, cu tata, îmbrăcați în port popular românesc, cu vecina de la 4 Mihaela. Nu mai râde, este adevărat, nu inventez acum. Măi, vezi că tu cu tata... Mihaelo! Mihaelo! Mihaelo, hai că începem! Așa era, da, așa era. Da, Mihaelo! Hai! Bine acum! Hai sus! Ce cântăm azi, Mihaelo? Ce cântați? Cântam Domn Domn să înălțăm pe voci. Eu eram cam el în față, știi că eram mic. Eram mic acolo. Da, și pe mine mă puneau în fața lor. Primesc cu colindu! Sună la sonorie. Primesc cu colindu! Nu, vocea din copilărie, te rog. Primesc cu colindu! Cine? Sorry! Doi, trei, și... Dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm. Am plecat să-ți colindăm, dom, dom, să-nălțăm. Când boierii nu s-a casă, dom, dom, să-nălțăm. Când boierii nu s-a casă, dom, dom, să-nălțăm. Tata era cu basul. Dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm. Când dom, să-nălțare, dom, dom, să-nălțăm. Tata, mai încet că mă acoperi. Și acum ce urma? Urma... Trebuie să mergi și la... Trebuie să mergi și la vecinul, ne dă ceva. Băi, de obicei, știi, noi colindam doar la noi pe bloc. Și atunci la fiecare câte... ușă se intra și se mai bea un pahar de vin. Și după aia continuă. Adică, da, noi așa am trăit într-o comunitate. Reții vreodată vreun moment special din timpul sărbătorilor cu ocazia acestor colinde cântate? Doamne. Cât timp mai avem? Că... Deci tata seamănă foarte mult cu tine. Voi doi ați putea fi prieteni foarte buni. Atât fizic cât și în spirit. Adică bine făcut ca mine? Bineînțeles. Russell Crowe, al doilea, meriți un Maximus 2? Știi, e primul, că el e mai în vârstă un pic, are 25 de ani peste tine, dar... Nu, 15. Păi, scuze. Eu cu matematică... Are 45 de ani? Așa, da. Deci fii atent. La noi, în bloc, eu am locuit într-un bloc cu 8 etaje. Așa. Eram toți prieteni. Am crescut împreună, noi copiii, familiile și-au făcut vacanțe și sărbători împreună. Și atunci, perioada de Crăciun și de sărbători a fost o perioadă absolut superbă. Insieme! Da, exact, insieme. Așadar, cu colindu, colindam de la ușă la ușă, dar se stătea la ușă. Noi colindam de pe 25 până pe 31, nu se terminau toate în aceea zi, știi? Și o rămășiță pe 1 ianuarie. Acolo, da, veneam cu căprița noi. Așa, așa.
Așa, dar de Crăciun pot să-ți povestesc așa, am două amintiri extraordinare. Unu, ritualul nostru era să fim vizitați de, am uitat cum se numeau, erau niște colindători îmbrăcați în Moș Crăciun cu trompete, cu... Los Platanos. Los Platanos ne vizitau. Știu, bătrân, cam asta vreau să spun. Adică știu pe toți, Los Platanos, deci da. Deci noi tot blocul ne uneam și chemam Los Platanos. Bă, dar o clipă, să vă uniți, să chemați Brenciu acolo, nimic. Deci fii atent aici. Voi luați 5, câți erau, mă, Los Platanos? 5 oameni, 6 oameni. Da, da. Bine, dar uite, eu am numărul tău, te pot suna pe 23-24 să vii la mine în cartier? Ești pregătită pentru o replică de film? Ce au avut Los Platanos, eu n-am avut. Măi, aveam numărul lor. Pe altfel tău nu l-aveam. Și începeau să cânte. Și da, ne colindau absolut superb. De cel mai un moment extraordinar pe care mi-l aduc aminte. Și s-a tot repetat până la un punct când ne-am mutat de acolo. Iar cel de-al doilea este un moment pe care l-am povestit, cred că de multe ori, dar niciodată așa. Așa, cote. Da. Bineînțeles, Moș Crăciun ne vizita. Într-o dimineață de 25 decembrie, când m-am trezit, muzică nu avem, nu? Să creăm un pic de atmosferă. Stai așa. Aduc clopoței. Așa. Într-o dimineață de 25 decembrie... Mi-am la vocea. Într-o dimineață de 25 decembrie, Sorinica s-a trezit. Sorinica s-a trezit și s-a dus la brad. Încântată, nevoie mare că a venit Moș Crăciun. Când a ajuns cu ochii cârpiți de somn... De capul meu! Sub brad, surpriză, nimic. Nu cred! Sorinica s-a întristat. A început să plângă, că Moș a uitat-o. Ea a fost cu minte, i-a scris scrisoare, nici măcar o nuielușă nu i-a adus. Tăticul s-a trezit și el. Ce e, Sorinica? Ce s-a întâmplat? Tati, nu am primit niciun cadou de la Moș. S-a fi pierdut pe drum, Moș Crăciun. Exact. Nu a ajuns la timp să verific pe scara blocului. Exact. Și tăticul a deschis ușa. Și împreună cu Sorinica. Deci că stăteam la... Suntem la radio acum. Oricum, suntem la Magic FM. Teatru radiofonic. A deschis ușa. Sorinica împreună cu tăticul au ieșit pe scara blocului. Și au luat-o de la 5 către parter pe scări. Și nu mare a fost mirarea. Când? Când a găsit, atârnate, de scara blocului, pe balustrada scării, pereche de patine de gheață. Aleluia, aleluia, aleluia. Da. Beethoven și Bach și Mozart și-au dat mâna și-au făcut... Deci fii atent aici. Mi se pare extraordinar, pentru că atunci aveai tu 5, 6, 7... Pe acolo, da. Patinele astea, fără patinele astea, băi, ce înseamnă... Ești exact exemplul pe care ar trebui să-l aibă orice copil. Dom'le, părinții când... Uite, ai văzut-o pe soare? Ai văzut-o pe soare? Hai, mă. Vorbesc serios. Ai văzut-o pe soare? Ai văzut ce frumos patina la televizor? Da. De ce credeți? Pentru că la 5, 6, 7 ani... Nu, să știi că nu are legătură. Ba da, are legătură. Să nu-mi spui mie că acele patine de la 5-6 ani nu te-au făcut să te îndrăgostești mai repede de asta, da. Un patinaj, pentru ca destinul... Să-mi ofere posibilitatea să învăț mai mult. Așa e, dar să știi. Aici nu... Eu acum sunt... Cum să zic? Eu mie nu-mi dau calde. Adică nu mă autoflatez. Așa. Da? Într-adevăr, am făcut câteva cursuri atunci când eram mică. Am învățat să merg cu fața, cu spatele, pentru că eu mergeam foarte mult cu rolele. Mie îmi plăcea, eu mereu am fost cu sporturile. Știi bine, când ne-am întâlnit și la tenis... Eu știu bine numai că o singură experiență m-am avut la patinaj. Iar nu mergeam cu fața, cu sau cu spatele. Greu. Eu cădeam și mergeam pe burtă. Așa și tata când m-a dus la patinoar, la fel. Auzi, după podcastul ăsta poți să-mi spui tati... Papi. Papiciulo, cum e așa. Da. Deci mie mi se pare extraordinar faptul că tu ai învățat să patinezi și asta te-a ajutat pe mai târziu. Într-un fel și pe mine m-a ajutat faptul ăsta că ar trebui să cânt și m-a ajutat asta mai târziu. Pentru că o bună perioadă de timp am stat cu lavaliera făcând pe prezentatorul. Spune-mi sincer, când ai început emisiunea asta
Ai dat din nou... Și eu vreau la emisiunea asta sau te-au selectat pentru că știi că patinezi? M-au invitat să particip știind că patinez. Dar aici iară trebuie să-ți fac o paranteză. Eu am dovezi. Am un video postat pe Instagram cu primele săptămâni. Eram pe jos în loc să fiu pe sus. Pentru că e o mare diferență în a merge înainte și înapoi, așa cum știi tu să mergi la patinoar în cerc, versus ceea ce a trebuit să facem acolo. Adică, într-adevăr, trebuie să ai inclinație spre sportul ăsta, ca să-l poți face, dar trebuie să-ți și dorești și să muncești. E foarte dureros. Gândește-te, nu mai aveam spații pe picioare și pe șold, unde să am vânătăie. Eram neagră, neagră, de la cât am putut să cad. Dar e totul despre determinare. Dar da, m-au invitat știind că măcar pot să stau pe picioare. Eu am văzut că stai mai mult decât a sta pe picioare. Poți să faci chestia asta și mă întreb, după ce ai fost... E adevărat că cineva te-a detronat de pe locul întâi. Jean, da. Dacă vrei, îi pot lua premiu? Îi dau un telefon. Jeane, dă premiu înapoi. Îl merită cu vârf. E vorba de Jean Gavril, nu de alți Jean. Da, merită Jean. Cu vârf și îndesat. Nu știu. Eu dacă aș fi fost prezentator acelei emisiuni, nu știu cine a fost. Ștefan Bănică. Eu te-aș fi susținut și te-aș fi... Adică nu există. Trebuie să te susțin. Dar rămâne întrebarea. După terminarea acestei emisiuni, ai mai patinat? A venit vara după terminarea emisiunii, da. Căci am început în iarnă, am terminat în primăvară, dar cu siguranță la iarna asta o să fac. Îmi doresc, cum să spun, eu sunt genul de persoană care în momentul în care începe un proiect, fie că e el de televiziune sau un proiect personal, cum a fost, vreau să învăț tenis. Pentru că la fel s-a întâmplat și cu tenisul. M-am dus la centru sportiv, da, am luat racheta în mână, am zis, bună ziua, aș vrea să învăț și eu. În momentul în care mă dedic, îmi dedic timp, că e o oră sau că e o zi întreagă unui proiect, eu sunt cu totul acolo. Și nu mai știu de unde am plecat. Nu, așa e și normal să fii totul acolo. Ideea este că acest patinaj te-a ajutat să ai o altă latură de-a ta frumoasă în fața publicului. Dar trebuie să o continui ca să te bucuri de ea, pentru că orice pasiune trebuie întreținută. Normal, normal. Bine, acum sper să fiu în fața publicului cu ce fac la Te Cunosc de Undeva, că sunt mereu altcineva. Poate o să fiu și tu. Cum ar fi să-mi pice Horia Brânciu? De că mă tot lovesc în ăsta. Cum ar fi? Cum ar fi să fiu Horia Brânciu? Asta să încerc, nu? Aoleu, dar nu m-am pregătit, trebuie să studiez mult de tot. Ești un personaj complex. Auzi, pe Derbedei. Aoleu. Păi fii Brânciu. Be Brânciu. Păi nu stai, mă, puțin, că trebuie să vin, nu trebuie să-mi vorbesc. Acum nu mă, dă-mi melodia ta. Asta e septembrie 1. Asta, păi... Dimineți de septembrie. Ia să văd cum o faci tu, Brânciu. Dimineți de septembrie. Bien. Cu aromă de cafea. Un orfice se ridică. Un orfice se ridică. Simplu din țigara ta. Ce mai tare? Simplu din țigara. Simplu din țigara ta. E și cu vibratul. Da. Te privesc cu tăcere. Te primesc în tăcere. În oglindă îmi surâzi. Din oglindă îmi surâzi. N-ai secret de iubire. N-ai secret de iubire. Sau emoții să ascunzi. Sau emoții să ascunzi. Ai vrea doar să alungi. Ai vrea doar să alungi. Conversațiile lungi. Atunci septembrie. Septembrie. Poți să atingi cu poziția. Vrei din nou? Te rog, mi-e greu. E jos, rău. Hai să cântăm împreună, că-mi place mult. Asta e melodia pe care în fiecare luni o ascultam. Fără mișto. Te așez lângă mine. Și abia aștept să-mi spui că de azi până mâine e septembrie, e. Conversațiile lungi. Acum
tuturor. Come on, come on. Ai vrea doar să alungi conversațiile lungi. Acum septembrie lung. Vrei din nou liniștea de atunci când toamna începe de luni. Septembrie. Bine, mă, poți să-l faci pe Brânciu. Mă enervează, mă enervează, deja mai, mă știi prea bine. Cică, dar reporterul. Sore, cum ai reușit să faci pe Brânciu? E simplu, seamănă cu tata. Bă, mă, da. Da, da, da. Rari voi doi. Da. Ce, tu ce zodie ești, leu? Nu. Ai putea fi. Așa mi se spune. Mi se spune taurul, dar asta e altă poveste. Ești taur? Nu. Stai așa, să atunci așa duci, judecând după cum am ajuns eu să te cunosc. Așa? Și să te simți, să te interpretezi. Sunt? Capricorn. Nu. De ce ești? Berbec? Fecioară. Fete, du-te, bă, cu fecioara ta, că nu... Nu, deci mie nu, m-am săturat. Uite, acum am, vine să zic, ia toate diamantele! glumesc. Băi, fecioarele bărbați. Așa, ia, notați, ia. Deci, voi, fecioarele bărbați, mi-ați mâncat ficați. Nu există oameni atât de tipicari. Tu nu știu cum, că nu-mi pare așa. Atât de tipicari. De doar eu am dreptate. De ce am zis eu. Nu. Deci îți mănâncă sufletul. Așa e. Măi! Așa e. Alo! Băi! Da, mă, nu te vezi acum! Bine. Pe de altă parte am prietene fecioare. Care sunt cu totul altă poveste. Eu sunt varianta masculină. A prietenilor mele fecioare. Ce n-ai, mă, nu vezi? Păi da, nu, dar uite, ei zic altceva. Într-adevăr, așa nu pari cu aceste defecte, să zic așa. Fii-am de aici. Da. Ia, duceți-vă voi afară. Pot să fac și podcastul ăsta singur, a capela. Deci fii atent aici. Da. Urmează un moment... Da. Poate să fie tragicomic. Eu de când am auzit piesa asta cântată de Duduia, care o cânta... Cine? Stai așa. Am zis, băi, îmi place piesa asta, mai ales că tipa nu are o voce înaltă, ca a ta, are o voce medie. Eu am o voce înaltă? Da. Ok. Ai o voce foarte sensibilă înaltă și ai niște melodii care se potrivesc perfect. Perfect. Pe care le-ai cântat deja. Normal că le-ai ales tu, ai și eu ce să dai. Dar tu ai, nu știu, te-am auzit într-o versiune, iar noi am dat la o parte versiunea, nu Marius? We put the version away and we take the original one. Eu n-am cântat niciodată piesa asta. De ce? Pentru că, adică îmi place ce se întâmplă, îmi place... Șuvoiul ăla de cuvinte. Dar unde ai auzit? Mai auzit pe mine cântând-o? Am mai cântat-o deja? Da, dar nu așa. Ăsta-i tonul. Deci, dacă greșim, să nu ne certați pe interneturi. Stai, eu trebuie să-mi dau seama ce piesă e. Ia. Stai puțin așa. Tot la fragil mă duc. Lasă fragilul. Dă mai ceva mai strong. E formidabil. Asta e frumusețea muzicii, știi? Pe aceeași armonie se întâmplă o groază de melodie. Ajută-mă tu, te rog. Iar o smiley? Nu, ai zis că este o duduie. Duduie. Nu știu, mai nu este un dudui. Stai că nu mai aud nimic în căști. Nu știi nicio piesă, să spun eu. Deci fii atent aici. Doar să fac o probă la... Niciodată nu pot să spun primele cuvinte. Da, fii atent aici, bine. Deci niciodată. 2, 3, și... If you run away, run away with me, I know... Lasă-mă puțin, lasă-mă iar puțin. Stai, scuzați-mă. Stai așa.
If you wanna run away with me, I know a galaxy, I take it from a ride. I had a premonition that you fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you are like. I feel like I've never been a big company, you met me in a perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way, we're really getting, yeah, yeah, yeah.
tocaste y más no quiero. No creen así, chima. Quiero un amor puro que me puede hacer vibrar. Lástima, no quiero. Bine ați venit! America Latină, chiar aici! Și după cum știți, în Pacific există un pește mic pe care l-am pescuit chiar acum! Draga mea! Doamne. Ce scuze, dar ești epuizată! Aoleu, chiar ai adus pește! Și cu sparanghel, ăsta e preferatul meu, mulțumim mult! E din albele pe mătăsari, chiar vreau să-l gust puțin! Tu mai ținute filmul cu Tom Hanks, Castaway. Mm-hmm. Bineînțeles. Ai reușit să te descurci într-un asemenea moment? Nu știu ce să spun. Adică aș vrea să încerc, evident. Aș încerca. Dar? Că nu mă dau bătută. Mie îmi pare foarte complicată situația asta cu... Cu vânatul. Aia e problema. Adică n-ai prins în viața ta un pește? Nu. Niciodată? Niciodată. N-am fost la pescuit. N-ai fost la pescuit nici... Ai undița la tine să pe schimbare, mă, barbărie. Deci eu cred că lucrurile astea trebuie făcute. Fii atent aici. Până când vei împlini vârsta mea, vreau să te întreb, care ar fi lista de dorințe pe care trebuie să le pui neapărat în practică? Celebra buchețel list. Da, da. Îmi doresc. Cu parașut ai străit? Am sărit. În tandem sau singură? Cu instructor. Nu am făcut curs. O dată sau de două ori? O singură dată și mi-e suficient. Nu mai vreau. Aoleu, doamne, doamne. Ce-mi doresc eu, acum măcar, acum, în acest an în care voi fi de vârsta de 33 de ani, îmi doresc să călătoresc foarte mult. Nu pentru mult timp, pentru perioade scurte, dar dese. E un lucru pe care mi l-am refuzat în... Toți anii, de fapt, de până acum, am fost. Eu n-am avut o vacanță mai mult de 4 zile. Prima dată au fost televiziunile, după aceea a urmat copilul, după aceea a urmat cariera printre copil și așa mai departe. Pandemia a urmat după aia. Iartă-mă, am uitat-o. Da, cumva. Au fost alte lucruri, mereu am prioritizat altceva. Asta nu înseamnă că nu prioritizez acum cariera și copilul, dar în același timp îmi dau seama că trebuie să am grijă și de mine. Ăsta e un lucru foarte important. Uite, prietena noastră, Feli, s-a dus în... Cucerimează. Bali. Da, s-a dus în Bali, da. A luat și copilul și bărbatul s-au dus în Bali. Da. Care este prima ta destinație? Probabil Paris, pentru că de obicei de ziua mea mă duc în Paris. Și că la Bali, la Paris. Da, uite, într-o zonă exotică am fost doar în Brazilia și am regretat amarnic. A fost o experiență foarte proastă, dar... În Brazilia? La Rio, da. Dar... Pentru că erai... Fată, nu erai băiat și acolo... De... Da, am fost și jefuită. Nu mi-a plăcut ce s-a... Nu mi-a plăcut nimic tu ce s-a mai dat. Tu ai fost jefuită.
pe plajă, în plan nisip, cu geanta lângă de plajă, când doar n-am plecat de lângă ea. M-am uitat un pic în stânga, timp în care cineva a băgat mâna în geantă și a pus mâna fix pe bani. Na, se mai întâmplă. Dar nu despre asta e vorba. Ideea e că am, într-adevăr, îmi doresc foarte tare să ajung în America, îmi doresc să ajung, de exemplu, în Maldive, un loc în care mi-ar plăcea să merg să stau, să citesc, să mă odihnesc, să. Pur și simplu, sunt niște lucruri, dorințe din astea. Dar în același timp, pentru că timpul, fiind și în proiectul Te Cunosc de Undeva implicată, fiind și cu Erin, totuși, pe lângă faptul că sunt mama ei, eu sunt o mamă foarte organizată, adică mi-organizez foarte bine timpul la job, timpul cu copilul, timpul meu singură, timp liber. Vreau să țin cumva o balanță între toate acestea. Da, dar de fiecare dată tot tu ai spus că ești deschisă provocărilor vieții. Da. Aștept să mă lovească provocările. Este, cred că e foarte important să rămâi deschisă și cine reușește să managerieze toată, să gestioneze toată această, toată acest slalom special printre activități, cerințele prietenilor, publicului, cerințele personale, este un mare maestru. Eu n-am reușit și aș vrea neapărat să-ți spun că am citit un articol. Așa. Citez. Da. În luna iunie, sora a fost surprinsă la un concert cu un bărbat misterios. Totodată, un lucru ce a atras atenția celor din jur a fost faptul că artista și persoana alături de care s-a prezentat la eveniment s-au ținut de mână. Asta e o minciună gogonată. Eram cu Cătălina, pe care o știi și tu de la noi de la studio, și cu iubitul ei, care este prietenul meu, și nu ne țineam de mână, evident. Poate dacă mă țineam de mână cu cineva, mă țineam cu Cătălina. Am sperat că îmi faci mie cunoștință cu el. E bine, a fost o știre falsă. A fost o știre falsă. Ce facem, Marius, cu oamenii ăștia care vin în viața noastră și, iată, jurnaliștii ăștia de pe internet? Da, măi, da, uite și tu, oricum, presa din România, nu cred că nu prea are despre ce să scrie și atunci inventează. Mă rog, unele lucruri sunt adevărate, atâta timp cât sunt preluate. Când sunt breaking news de cele mai multe. Preluate de pe pagina ta. Exact. Doamne. Știi? Ce se întâmplă aici? Că, acum ați arătat un material printre peștișorii de pe masă. Da, asta ești tu, nu asta. Dragii mei, în cele ce urmează, sora va fi... Va da un play. Poți să pun jos aici sau? Da, poți să-l vezi tu, că eu știu. Da, bine. Adică, da. Îmi dai și peștișorul tău? Da. Dă-i play. De cum vrei play tu. Te de la tenis? Ah. Iar acum distracția! Un minut de distracție cu Sore. Ești prima persoană pe care de sex feminin. Cine? Serios? Da? Eram fost prima? Da. Uite, și atunci, serios? Da. Rachete sparte, nervi, urlete, țipete, de mai departe. Să te enervezi, să nu fii. Doamne, mi-aduc aminte ca și când ar fi fost ieri. Da. Ea nu se enervează niciodată. Sportiva ta de tenis. Mike. Care e sportivul tău preferat? Care este lovitura ta preferată? Slice. Vai. Da. Cât de bun. Da. Cât ai început să vezi? Da. 8 luni? Da. Genial. Să mă nervezi bine, bravo. Așa, ce amuzant o sunt. Băi, Horia. Ei. Deci mi-aduc aminte despre acest moment în care noi, de acest moment în care noi ne-am întâlnit și am jucat. Bine, nu știu dacă dai seama, s-a făcut anul jumătate de atunci. Da, e adevărat. Vreau să te întreb dacă între timp am mai jucat tenis. Din decembrie 2021 nu am mai jucat.
Am avut niște probleme la spate, am făcut pauză și apoi m-am apucat de patinaj și nu mi-a mai permis efectiv timpul fizic. Tu vrei să spui că tenismena din tine... A luat o pauză, m-am mai dus în mai în, pe teren. Bun, și acum? Și acum stai așa să mă întorc. Nu prea știu cum să jonglez cu programul, cu filmările, cu alte filmări pe lângă proiectul Te Cunosc de Undeva. Vrei să spun eu? Te rog. La cât încep filmările? Păi 9-10 dimineața. Ok. Și terenul e liber de la 7. Păi... Te duci la 7:30, da. Faci jumate oră de tenis și după aceea te duci încărcată pozitiv către platou. Ești tu dreptate. Gata. Tam-tam. Unde-i, mă? Cine mi-a luat, mă, racheta? Ia, uite acolo. Sunt mai multe aici. Asta e racheta mea actuală. Ok. Asta. Tehnifibre și eu tot la fel. Același? Da. Bun. Aș vrea să dai primul curs de tenis către camere. Tu ești cea care inspiră tinerele către camere și le arată ce se întâmplă și care sunt avantajele tenisului. Doamne și domnilor, profesoara voastră de tenis, Sore. Dragele mele, în primul și în primul. Dragele mele, dragele mele, în primul și în primul rând, se ține racheta de cotor. Vreau să trec cu lucruri mai evidente și anume, ia uitați ce frumos se conturează mușchii aici. Wow! Băi, ești în spiritul... Nu în spiritul... Ia uitați așa frumos, pac, pac, pac. Sore, sore. Și aici mușchiulețul ăsta de la forehand. Nu. Arată forehand-ul. Pardon, scuze. Mă scuze. Băi, mi-ai dat prea multe lucruri de lucru. Arată forehand-ul, că nu... Da. Pardon. Ăla cum adică? Ăla, revera, da. Eu vorbeam de revera. Deci forehand-ul este așa, da? Și vine către... Stai mă să mă ridic. Mă prinde camera. Da, du-te mai în spate. Vine mingea. Atenție, frăți-vă fața. Feriți-vă. Nu că nu dau, ai nebunit, nu dau. Păi nu, dă. Hai. Vine, atenție, forehand. Păi stai puțin. Scuză-mă. Dă și tu cu direct. Vine forehand. Gata. Atenție. Ideea este așa. Prinzi, vezi mingea? Pac, te deplasezi din față, love. Scuză-mă. Nu, iartă-mă. Am jucat de mult așa. Păi stai că îl lovesc pe aici la băieți. Ne deplasăm, mutăm, lovim și ducem racheta peste umăr. Ăsta e, toamnă și doamnă. Fate! Scuză-mă. Doamne! Mai, du-te mai acolo, așa. Atenție! Aici. Forehand! Dai mă, că nu tu nu trimiți bine. Da. Tu ești vinovat că n-arungi unde trebuie. Tu ești vinovat. Atenție! Pac! Hai mă, dar nu pară. Auzi, fii atent că îl dau cu slice. Slice! Nu. Dă mai, deci n-am unde să mă retrag în spate. Ia, uite. Uite. Așa, dă puțin mai aproape, mai ușor. La microfon acolo. Slice, formidabil. Lasă. E Cristiane. Ăsta e slice-ul, bravo, doamne și doamne. Slice și forehand, prima lecție a lui Sore. Da, slice-ul, dacă era la prima lecție, mă lăsam de tenis. Vreau să te întreb, probabil că ai auzit. Poftiți? Ai auzit, probabil, Federer s-a retras. S-a retras, știu, am văzut declarația, mi-a părut foarte rău. Și Simona este în repaus până în 2023. Acestea au fost știrile de sport. Cam asta e ceea ce... ne vedem mâine la ceva oră cu știri din sport. Zi-mi o chestie sinceră, din toată experiența ta cu tenisul. Da. Ce ai învățat tu ca și persoană de la sportul tenis? Ce mi s-a părut cel mai interesant după primele... lecții de tenis, a fost faptul că în ora aceea pe care mi-am dedicat-o tenisului, creierul meu n-a mai gândit absolut nimic altceva. Era concentrat strict pe minge, pe deplasare, pe mine, nu știu, eram centrată eu în mine. Nu știu cum să te explic. Foarte frumos să spui. Și cred că ăsta a fost unul dintre motivele pentru care toată vara anului în care am început să învăț tenis, fără nicio excepție, fiecare zi aveam oră. Așa am și reușit să avansez destul de repede. O imagine redundantă aș putea, o întrebare redundantă aș putea. Ți-e dor de tenis? 100%. După cum vorbesc, îți dai seama, 100%. O întrebare delicată, poți să te uiți în cameră, să-i spui. Care este tenismenul român de bărbat preferat? M-am rușinat. Ce-am făcut, mă? Nu, că mi-am dat eu seama care e. Nu, uită-mă pe mine. Da, scuze. Hai, nu, poți să... Nu, chiar nu... Îmi place de Horia Tecău.
Da, s-ar Horia, poți să intri acum. S-a arătat și el, deci acum a rămas antrenor, nu? Nu știu, îl putem suna dacă vrei. Te rog, îmi dai și mie numărul. I should have brought you flowers. Exact. Bun. Doamne și domnilor, peste câteva săptămâni, peste două săptămâni, sore Cătălina Mihalache împlinește 33 de ani. Cifra din basm, 3 cu 3. 6. 6 e făcut din 3 cu 3. Aș vrea neapărat să îi cântăm. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Hai! Hai! Ce drăguț! Mulți ani trăiască. Sunteți cei mai drăguți. Îmi pun! La capătul cântecului. Mulți ani trăiască. E de ciocolată. Ciocolată? Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. Se îndeplină! Pardon. Aha. Te-am speriat. A venit ceva în cadru. Draga mea, mulțumesc din suflet. Cu mare drag. Doamne, ce deci, drag. Deci, aici. Eu am visat. Poți mănânc? Te rog. Cu cuțitul. Avem o lingură, un cuțit și cu mâna. Deci, fii atent aici. Eu am visat. Atunci când mi se dă un tort. Da. Băi, mi se dă un tort. Uite, eu împar cu tine primul. Iau ăsta, știi, și mănânc. Prima gură tu. E bun? Zi, dragă! Tortule, Maria ta, ia o gură din a mea. Și pentru că am dat... Restul păstrăm pentru băieți, da? E, băieți, fac tot scură. Cristi, cât ai slăbit în ultima vreme? 12 kg în 2 luni. Wow. 3 luni? 2? 2 luni? 2 luni, 13 kg. Vă și tai sau? Iubita mea, iubita mea, ce să tai? Ce să tai? Ăsta-i tortul ei. Și poate o să gust și eu, dar deocamdată... Eu împar cu toată lumea. Dar din dar se face rai. Veniți, privighetoarea cântă și liliacul a înflorit. Stai mă să-i fac poză lui Cuza, că nu se poate. Te rog, frumos. Fă-i o poză cu telefonul tău. Să vedem ce n-am simțit. Stai așa că nu se mai vede. Stai. Vreau să... Dinu, tortul și Brenciu. Noul film artistic. Iar acum, ultimele 10 întrebări. Se termină. Vreau să plec, Florian. Asta a fost cel mai bun. Pentru asta vă dau... Jumătate de tort. Vă dau jumătate tu. Așa, liniște. Deci se termină, să înțeleg că se termină? Așa repede? Așa cum zice și o melodie. Na. Prima întrebare, La La Band sau La La Land? A fost o glumă. Ai văzut La La Land? Normal. Când de când l-am văzut, am zis filmul ăsta o să iau Oscarul. Nu știu ce să zic. De când ori s-a confundat La La Band cu La La Land? După apariția La La Land? Da. Păi după ce s-a... Noi eram de mult despărțiți. Deci nu ne-am... Păi da, în continuare mai vorbim despre La La Band. Da, nu, nu ne-am... Adică eu personal nu m-am lovit decât pasionarea. Deci dacă mai facem o dată o adunătură de artiști La La Band, o să se cuvânte cu La La Land. Bun, prima întrebare. Nu că-ți place unul sau altul. Cine îți place? Nadal sau Djokovic? Nadal. Hola. Hola, chico bonito. Cu operat? Cu da, 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 cu tine vorbeam. Soy un hombre muy enrado que me gusta lo mejor. La mujeres me ni faltan și turtă torturi de amor. Când mă voi învige în el, atunci o să mă distrez nițel și toți o să vă uitați și o să rămâneți bosunflați. Hey, ca să-mi vini! Hey, ca să-mi vini! Is there anything that you could do for me? Hey, ca să-mi vini! Hey, ca să-mi vini! It ain't that long, you must remember me! Hey, ca să-mi vini! Deci, cum ar veni un fel de sora mea? Asta e prima, apelativul sora mea. Prima, una dintre primele piese pe care o cântam când m-am apucat de muzică și cântam cover-uri. Da, este senzațional.
Băi, sore. Tu mi-ai spus, mănâncă tortul ca să te spun rog, da, tristețea. Tu mi-ai spus niște lucruri foarte... Am mai spus cel mai trist lucru, știi care mi l-ai spus astăzi? Mm. Printre toate lucrurile vesele și frumoase pe care mi le-ai destăinuit. Mi-ai spus un lucru. Nu știu când este primul tău concert. Păi asta e o gravă eroare. Sper ca după acest podcast opinia publică să ia, țină cont. Țineți aproape. Nu, dar ți-am zis că în ultimul an am făcut o pauză. Băi. Am făcut o pauză dorită. Pentru că... Uite că m-am enervat, mama, de pauză dorită. M-am enervat. E prima dată când gust tortul așa. Nu e rău. Aoleu. Nebun rău. Aoleu. Ultima piesă pe care am lansat-o, sau cea mai recentă, ca să mă exprim corect, este Inima Albastră, cu Adrian Sână. Este o melodie foarte frumoasă, superbă. Și vrei după să spui melodie... că o să ai toți fanii lui? Sânișorii? Nu, asta e de acum Sânișorii. Este de un an piesa, da? Deja am Sânișori. Ai fanii mei. Deci, deci eu spun că trebuie să revii, dar nu trebuie să aștepți momentul ăsta. Mă bucur că ai venit acum. Moment, nu, acum da. Ai făcut niște lucruri pe care nu le-ai făcut de foarte mult timp. Mm-hmm. Una, ai cântat în spaniolă cât n-ai cântat în viața ta de ultimii 10 ani. Doi, ai cântat o melodie improvizată cu... un maestru. Cu maestri. Așa? Și ai făcut niște lucruri formidabile, iar lucrul pe care îl vreau eu de la tine este să te văd pe scenă, cântând și rupând inimile. Vezi că e Horia jos, am auzit. Bă, tu vrei să te dai de gol sau ce vrei să-mi faci tu? Ai, m-ai făcut și surpriza asta. Hai, de zi întrebarea numărul 2, care era? Auzi, să vină te căut, mă stă acolo săracul în frig. Nu-l țineți acolo, e păcat. Înainte de podcast mi-a dat mesaj, jur, dar pentru alte probleme. O altă fată. Băi, deci eu cred, deci, bun, am înțeles. Hai mă, glumim. Să nu se înțeleagă greșit. Bă, glumim. Stai așa, nici nu-l cunosc pe om. Deci chiar nu-l cunosc. Serios, nu facem glumițe de-astea așa. Aiurea în tramvai, să nu se înțeleagă greșit. Ăștia nu m-am lăsat cu telefonul pe masă, că știu că fac nebunii. La școală. Așa. Năstase sau Țiriac? Da? Ce pot să zic eu acum? What can I say? Există vreun răspuns corect? Poți să spui niciunul. Sau tot amândoi. Reverse sau slice? Slice. Bun. Am văzut slice-ul, da? Încă îmi cer scuze că te-a lovit. O să-ți plătească asigurarea medicală. Nu e o problemă. Chiar te-a lovit? Ce, te-a lovit? Vorbești, mă, cum le prinde. Așa, bun. Smash sau volley? Volley. Diferența, știți, care e foarte interesantă. Foarte interesantă. Smash-ul ăsta ăla, care plăsc. Deși termin de obicei concursă, mă rog. Dar voleul este artă. Smash-ul este da. Artă și precizie. Bun. Serena sau Muguruța? Serena. Pisici sau căței? Căței. Bănică sau Brânciu? Am glumit! Am glumit! Nu mai pot să fac glume! Poți să spui bănenică. Bănenică, bă! Adevăr e că... Și dacă prezintă un tip care te susține, poți să te duci mai departe, să găsești locul întâi. Da, mă, uite, aici, ca și paranteză, Ștefan a fost unul dintre susținătorii mei din concurs. Băi, ce l-ai scos! Da, fără mișto. Adică, cum să zic, nu e ca și cum... Publicul chiar a votat corect, acum revenind în urmă la Dancing on Ice. Jean și Ana au reușit să facă niște scheme extraordinare și datorită faptului că diferența de înălțime dintre ei era colosală. Eu cu partenerul meu, Grațianu, eram aproximativ la aceeași înălțime. El având și umărul rupt, chiar în ultima ediție, în finale, i-a sărit umărul și n-a mai putut patina decât... Mă rog, a trebuit să improvizăm tot ce am făcut în finale. Băi, când ai intrat aici, te-am ridicat în brațe. Deci ca un fulg. Rog regia să dați încă o dată ridicarea în brațe. Mulțumim
Mulțumesc. Deci ești absolut... Nu, nu. Cred că... Oare Horia Tăcău știe să patineze? Mergem mai departe cu întrebările noastre. Deci, auzi, fii atent tu de aici, din podcastul ăsta. Da. Ce articol o să iasă? Nu, Ardea noastră, ce, nu, nici nu se uită nimeni la noi. Nu, nu, nu. Doi, da. Trei fane mei, vecini de la, și ăia de la scară unde e colindatul. Atât. Atât, nu? Și tata, tata, tata. Tata, tata. Da. Cum îi cheamă pe tata? Dragoș. Dragoș, Dragoș. Te pupă Augustus. Eu sunt cu Răscoala, Horia Brânciu și Crișan. Mă știe, taică tu. Skate sau wake? Wake. Wakeboard. Au, skate, patine? Nu, nu, ai zis foarte bine. Da. Iată imaginele cu ea căzând. Măi, nene, tu ce pui acolo? Sunt imagini de la surf. Wake surf. Păi wake, dacă mă pui. Wake. Păi nu, nu. Wakeboard sau wake surf este cu totul și totul altceva. Să știi că wake, puteam să spun și de trezire. Da, 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 bă, corect. Adică... Da, chiar și, este altceva. Și le-am prescurtat pe amândouă, să știi. Skate sau wake? E o chestie, e cool. Păi bine, dacă zici skate de la skate, de la patine, o să aleg patinele. Patine cu rotile? Cu rotile? Ice skate. Dacă mergem pe wake. A, am înțeles, am înțeles. Vezi, nepriceput eu. Ce am de aici întrebare? Primul top la radio sau concert live în fața 4.000 de oameni? Nu te geam, am mai întrebat nenică. Concert. Vezi, mă, ți-am zis că e nenea noastră. Asta e. Eu am spus. N-ați crezut. Uite. Nu vă mai uitați așa la mine, că n-am dreptate. Asta e viața. Bun. Nu știu câtă întrebare și ultima. Cum arată bărbatul ideal pentru tine? Uită-te în sală. Și nu te uita în sală, aici toți sunt... Vai de mama lor. Vrei să ți-l descriu? Da, absolut, că trebuie să-i văd oamenii. Regăsesc, trimis CV-ul. Fizic nu am o preferință. Am și o șansă. Glumă, glumă, băi, glumă. Nu mai știți de glumă, zi. Ce apreciez eu la un bărbat? Așa. Și mi-am dat seama de asta de curând. Am început să mă gândesc la asta cumva, nu știu, e foarte ciudat. Apreciez și ea din timp, că toți avem treabă și mai ales la vârsta asta și de aici încolo, fiecare are treaba lui multă, să-și ia din timp, unu, să-l dăruiască, doi, să fie interesat de cei din jur și de cea din jur, evident, să respecte, să fie manierat. Mă rog, și în primul și în primul rând să mă facă să râd. M-ai descris perfect. Fiecare, nu, bun. Da, zâmbetul este foarte important. Cel mai important. Nu chiar, dar cel mai important. Pentru că ai răspuns corect la această întrebare, am un prim cadou pentru tine. Dacă acest parfum te va ajuta să-l cucerești? Eu să-l cuceresc, eu să mă cucerească. Să te cucerească, pentru că va simți parfumul tău, se va îndrepta imediat spre tine și știi ce va spune. Atenție! Nu, nu, nu. Te caut mereu. Te caut mereu prin vis. Asta e melodie. Știi cu e? Știi cine o cântă? Asta e melodia lui Te Cău. Te caut mereu. Mai zi, te ca... Nu? Mihai Constantinescu cânta. Tu, dragă. Bai, Horia, chiar bai... Tu vorbești serios? Nimic nu știi, Adi, nimic nu știi, Sorina. Nimeni nu-l crede, decât ori scoate parfumul la mine. Da, me gusta mucho. Muchas gracias, señor Tecău. Vin! Doamne, măi, Horia, măi! O
să... Dacă până acum Sorina greșit. Cătărina Mihalache avea o imagine frumoasă. Da, acum nu liniștită. Mai are nicio imagine. S-a dus pe apa sâmbetei. Ba nu, a duminicei. A lunei. A, s-a dus. Deci, în apărarea mea spun. Eu nu-l cunosc pe omul ăsta. Deci... Serios, adică să nu se interpreteze, Doamne ferește. E momentul ăla în care eu, dacă te-aș lăsa jumătate de oră să vorbești, o să spui pe cuvântul meu de noare. Cum? Ho, cum? Ho, ce? Te, ce? Băi, deci mie, dacă îmi dai să beau un pahar, nu știu, tu mi-ai... Bun, fii atent. Tu mi-l-ai tot umplut. Nu, jur că n-am mai, nici nu mai uit, nu ajungem mână pe la tine. Măi, nene, m-am făcut de râs aici, zici nu că am eu de râs, ce idilă, n-am nimic. Mă gândesc cum acum, pentru că n-am telefonul, mi l-ați luat din nou. O să primești un telefon de la Horia. Da, Brânciu. Na, ăla e mai lung. Ciu, nu. Dincolo de acest lucru, o să primești pentru acasă un vin roșu care îți place, dar asta pentru acasă. Da. Bineînțeles că orice lucru bun poate continua. Deocamdată al nostru, în această luni, sau zi de luni, se încheie cu asta. Doamne ajută! Ăsta e idealul de încheiat. Pe masă avem un tort pe care scrie 33. M-am făcut de râs și aici. Și că îmi dai acordul? Vă 33, ce să cânt? Jesus Christ. Ce pot să cânt eu altceva? Da. Sorina, fii atent aici. Tu știi de ce fac eu podcastul ăsta? Pentru că îți place să te simți bine în tot ceea ce faci. Să știi că mă simt bine și când mă întâlnesc cu derbedei ăștia. Dar mi-a plăcut foarte mult să te descoper mai bine, o dată în plus. Adică, și mi-am dat seama de un lucru foarte important. Noi în viața asta de muzică, de ani de zile, de zeci de ani de zile, da, ne cunoaștem superficial. Așa e, da. Cine e ăla? A, ăla care... Atât. Dar când intrăm în măruntaiele biografiei lui, atunci îmi dădăm seama că, stai puțin, omul ăsta a trăit, a luptat, a înfrânt, a greșit, știi? Mi se pare formidabil și o experiență formidabilă. Iar cunoscându-te aici o dată în plus, îmi dau seama că tu ești o fată care merită iubită. Sunați la acum la 0001. Este... Eu cred că, și sfatul meu, niciodată un bărbat sau un copil nu trebuie căutați. Ei vin de la sine. Asta zic și eu. Să intre Horia. Mamă, deci gata. Asta o să mă urmărească acum. Nu o să te urmărească. În sfârșit, este motivul pentru care eu astăzi și acest... Uite, pentru tine, vreau să-l luat pe Horia Tecău acum. Sore, am aflat că îți place tenisul și mă bucur. Așa că vreau să te invit să jucăm împreună într-o zi. Ce zici? Te pup! Sorelina, mulțumesc că ai venit! Mulțumesc mult că m-ai invitat, așteptam cu drag. Tortul ăsta, când te va întreba lumea, cine a mâncat din partea asta? Știi ce o să le zic? Mm. Viitorul meu cel mai bun prieten. Mă fac să râd, mă fac să plâng, mă fac să întrezi viața mai frumos. Vezi că aia, mamă ce bun e tortul. Vezi că aia, băi ce bun e tortul, mă. Aia cu improvizația o să o asculți. Și dacă vrei să scoatem o piesă împreună, îmi spui. Aia pe cea că ta, dai seama, normal. Nu știa la ce te referi, că dacă m-ar mea aia, superb. Salutărul Dragoș, tati Dragoș. Și mami Timona. Mami Timona. Ra-ra-ra-ra-ra-ra. Mami Timona, tatăl Dragoș. Soarele e sus pe cer. Fata mea se întreabă mereu. Stai că m-am... N-am băut prea mult vin, îmi cer scuze. Am băut mai mult apă. Lăsa-mă.
uitați că l-am băut eu. Mă las să beau și eu puțin. I love you. Yeah. Love you back. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi dore nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa ca un fulg în palma ta pentru mine. Pentru tine n-ar fi prea puțin. Așa cum ești, când mă cer și când mă iert, și speranța nu te vei schimba. S-a tras ceva? Da. Nimic. Luăm de la capăt, că acum scoatem și momentul cu tecău din sabia din teacă.